atâta vreme cât ești la spital și teoretic sunt plătite, dar pe de altă parte, când n-ai ce face, mă gândesc că poți să aplici și tipul ăsta de... În fine, mă rog. Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Noi suntem Irina Gologan și Daniel Osmanovi și vă invităm la Focus la prima oră. Iată care sunt cele mai importante știri ale acestei dimineți. O fetiță de 11 ani din Vaslui a fost abuzată sexual timp de 2 ani de tată, iar la Tecuci un bărbat a agresat în plină zi în mijlocul parcului, o copilă de numai 5 ani. Un elev de 11 ani din județul Mureș a ajuns la spital direct de la școală după ce a fost bătut cu pumnii și picioarele de 2 colegi de clasă. Acuzații de malpraxis la spitalul de urgențe din Galați. O tânără susține că tatăl său, diabetic și infectat cu COVID-19, nu a primit insulină pentru că spitalul nu mai avea seringi. Românii din Țara Sfântă trăiesc în frică după ce conflictul dintre israelieni și palestinieni a luat amploare. Sunt în pericol din cauza atacurilor cu rachete și nu se pot întoarce acasă pentru că zborurile au fost oprite. La vârsta la care prietenele ei se joacă cu păpuși, o fetiță din județul Vaslui a trecut prin iad. Vreme de 2 ani, micuța de 11 ani a fost abuzată sexual de propriul tată. Mama fetiței știa chinurile prin care trece copila, dar motivul pentru care a tăcut este incredibil. Colega noastră Daria Diaconiu, care are mai multe detalii. Daria, bine te-am găsit. Care sunt detaliile acestui caz? Bun găsit tuturor! Într-adevăr, asistenții sociali și reprezentanții primăriei spun că, din păcate, mama fetiței nu a reacționat imediat, nu a crezut spusele micuței și de aceea situația, practic, s-a prelungit, agonia acesteia s-a prelungit. Mama spune, de asemenea, susține că nu s-a putut face nimic și, practic, a fost frică ca bărbatul să nu omoare pe fiica sa și de aceea nu a discutat cu cei de la poliție. Mara acum se află într-un program de protecție de la Direcția pentru Protecția Copilului Vaslui, un program pentru recuperare și practic să reușească să depășească această traumă. Drama s-a început și a fost descoperită, mai corect spus, în urmă cu câteva zile. Ea a scris într-un jurnal ceea ce trăia și a sperat ca cineva să ia în calcul și să o salveze. Asistenții sociali se simt acum vinovați că, deși monitorizau femeia și familia acesteia din 2019, iată că nu au descoperit prin ce drama a trecut micuța aceasta din Vaslui. Bărbatul este arestat pentru 24 de ore sub acuzația de viol și este prezentat instanței pentru a se vedea în continuare ce măsuri se dispun. Acestea ar fi informațiile. La revedere! Mulțumim, Daria. Caz șocant și în județul Galați, o fetiță de doar 5 ani din Tecuci a fost agresată sexual într-un parc chiar sub ochii mamei. Suspectul, un bărbat de 35 de ani, s-a apropiat de copilă și ar fi atins-o în zonele intime, apoi a fugit. Dar nu a putut să scape de oamenii legii, la scurt timp fiind găsit de polițiști care au deschis un dosar penal de agresiune sexuală. Vă avertizăm așadar că urmează detalii cu impact emoțional. Totul s-a întâmplat în parcul central din Tecuci. Fetița și mama ei stăteau la coadă să cumpere înghețată. Tocmai în acel moment au fost acostate de un bărbat. Ne-am pus la rând frumos, erau 3 persoane în fața noastră, printre care a patra persoană fiind bărbatul respectiv. În timp ce vorbeam eu cu ea și el a auzit discuția, mami, ce gusturi vrei, ce, na, cum vorbeam cu fetița, am întrebat-o pe doamna cât costă și el s-a oferit să ne plătească înghețata. Eu am refuzat categoric și în timp ce îmi pregăteam bănuții ca să plătesc, bărbatul a pus mâna în zonele fetiței intime, deci în zonele intime. Atunci mi-am tras fetița în partea stângă, el o ținea într-un fel. Imediat după întâmplare, individul a plecat în grabă. Femeia a reușit însă să-l fotografieze. A sunat și la 112. Polițiștii au întocmit dosar penal pentru comiterea infracțiunii de agresiune sexuală, stabilind că în cursul zilei de ieri, în timp ce se afla într-un parc din municipiul Tecuci cu mama sa, victima, o fetiță în vârstă de 5 ani, ar fi fost atinsă în zonele intime de un bărbat necunoscut care ulterior ar fi fugit. Pe baza descrierii mamei, polițiștii au reușit să-l identifice pe suspect. L-au prins și l-au dus la audieri. Din primele informații, bărbatul nu ar fi la prima batere de acest fel. Două pene de curent în mai puțin de 24 de ore la Spitalul Colța din București, una dintre ele chiar în timp ce un pacient era pe masa de operație. Ce au făcut medicii pentru a putea să termine operația începută? Aflăm în câteva minute la Focus la prima oră. Un elev de 11 ani a ajuns de la școală la spital. S-a întâmplat în comuna Band din județul Mureș. Copilul a fost bătut cu pumnii și picioarele de 2 colegi de clasă în timpul unei pauze. Colega noastră Bianca Baraboi are mai multe detalii. Bianca, bună dimineața. Bună dimineața. De la ce a pornit conflictul? Bună
Bună dimineața! Copilul în vârstă de 11 ani se afla în pauză dintre orele de limba engleză împreună cu alți colegi. Unul dintre copii a anunțat-o de urgență pe profesoara de engleză că în curtea școlii s-a iscat o bătaie care ar fi pornit, se pare, de la niște bilețele scrise de către copii. În urma acestui incident, tatăl copilului a fost chemat de urgență la școală și de acolo acesta l-a dus pe băiat la spital, unde a fost consultat de către medici. Acesta a prezentat dureri în zona rinichilor, însă nu a necesitat spitalizare. Conducerea școlii a anunțat că pe lângă ședința cu părinții care va avea loc, vor fi luate și alte măsuri în ceea ce privește acest caz, cu atât mai mult cu cât nu este pentru prima dată când în această clasă se întâmplă situații de acest fel. Așa, spaima, nu știu dacă am trăit în 30 de ani de predat, violența mă sperie foarte tare, mai ales din partea elevilor, și cum putem să lovim cu piciorul un alt suflet, nu-mi imaginez. Sunt elevi din clasa a patra, sunt niște copii, nu știu, agitați, nu știu ce să spun despre clasa aceasta. Eu mă gândesc că din cauză că au fost activitatea online, deci, adică nu activitatea, și activitatea online, dar și că au fost în vacanță timp de o lună de zile, deci nu știu, cred că au uitat cum să se comporte în școală. Sunt câțiva copii problemă, nu pot să zic că nu, din vorbe urâte. Și, din păcate, copiii din ziua de astăzi nu tolerează ca să se ciufulească, să zic așa, între ei, și următoarea mișcare deja care se produce e un pumn sau o palmă sau un dat cu picior și așa mai departe. Un incendiu puternic a distrus 3 case în comuna Sucevița. Flăcările s-au extins cu repeziciune din cauza vântului puternic și au cuprins locuințele și anexele acestora. În fața locului au intervenit pompierii din Rădăuți, Câmpul Lung Moldovenesc și Suceava, împreună cu echipaje de la serviciile voluntare pentru situații de urgență din 4 comune. Pentru stingerea incendiului au fost folosite 9 auto speciale. Violențele dintre palestinieni și Israel se intensifică de la o zi la alta. Autoritățile de la Tel Aviv au deplasat tancuri la granița cu Gaza. În ultimele 48 de ore, peste 1000 de rachete au fost trimise din Israel către fâșia Gaza și 53 de persoane au murit. Armata israeliană a distrus complet o clădire de 13 etaje în care se afla sediul oficial al organizației islamiste Hamas, dar și turnul televiziunii palestiniene Al-Aqsa. Și Statele Unite au reacționat la violențele din Israel. Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Ned Price, a declarat că este esențial ca ambele părți să asigure calmul și să reducă tensiunea. Avertizăm că urmează imagini și detalii cu puternic impact emoțional. Imagini halucinante cu ploaia de rachete palestiniene trase asupra țintelor israeliene au făcut înconjurul internetului. Amploarea fără precedent a atacului a determinat autoritățile de la Tel Aviv să suspende toate cursele aeriene și să închidă școlile. Cel puțin 3 israelieni și-au pierdut viața și alte câteva zeci de oameni au fost răniți în atacurile de artilerie lansate din fâșia Gaza. A fost momentul în care celebrul scut antirachetă Iron Dome, care protejează sudul Israelului, și-a demonstrat eficacitatea. Interceptorii lansați de armata statului evreu au neutralizat cele mai multe dintre încărcăturile explozive lansate de militanții islamiști. Atacul în forță al Hamas a venit după ce armata israeliană a distrus complet turnul Hanadi, o clădire de 13 etaje în care se afla sediul organizației islamiste Hamas. Cel puțin 40 de palestinieni și-au pierdut viața în urma atacului. Escaladarea violențelor l-a determinat pe premierul Benjamin Netanyahu să decreteze starea de urgență în orașul israelian Lod, acolo unde a avut loc o revoltă de amploare a minorității arabe. Tzal takaf etmol vayom meot matrot teror shel Hamas va-Jihad al-Islami b'Ratzuat Aza. Hamas va-Jihad al-Islami shilmu, va-ani omer lachem kan, yeshalmu
În replică, liderul Hamas a declarat că întreaga responsabilitate pentru baia de sânge îi revine părții izraeliene. Acutizarea conflictului israeliano-palestinian strânește îngrijorare în marile cancelarii ale lumii. Fostul ministru român de externe, Cristian Diaconescu, susține că sunt șanse mari ca cele două părți aflate în conflict să ajungă curând la un acord. Deocamdată nu există o soluție unitară care, respectând pe de o parte interesele și solicitările din regiune, iar pe de altă parte dreptul internațional, să acopere toate așteptările din zonă. Pe de altă parte, există disponibilitate la dialog din partea ambelor părți. Deci, din această perspectivă, văd o majoritate ceva mai semnificativă în zona celor care doresc ca astfel de incidente să nu escaladeze. Acum în Israel, oamenii se tem din nou pentru viața lor după ce nopțile trecute nu au putut auzi decât sunetul bombelor. Printre ei și zeci de mii de români care trebuie să-și continue viețile chiar dacă rachetele le-au zburat pe deasupra capului. Autobus! Aceste imagini terifiante au fost filmate de un român stabilit în Israel. Bărbatul se întorcea de la serviciu când rachetele palestiniene au început să zboare deasupra autobuzului în care se afla. Soția sa trăia aceleași momente de groază acasă. S-a pornit alarma, o frică, o teamă. Nu știam, lumea fugea care și cum. S-au auzit două ori o zbătut. Și soțul meu a ajuns la televizor, s-a pornit una după alta, autobuzul s-a oprit la fiecare două secunde și s-a oprit, fugeau lumea din autobuz, la prima casă care erau, că orice casă are mamat, se ascundeau, când se linișteau leagă, ieșeau iarăși, să iau iar autobuz, Dumnezeu. Oamenii se tem de o posibilă escaladare a conflictului. Dacă să înceapă aici, nu știu cum va fi. Frica încă se simte la orice pas. Această femeie venise cu familia din Olanda în vizită la rudele din Israel. Nu știe când se vor întoarce în Europa. We just started seeing rockets in the skies. So we were just going in the car, seeing rockets in the sky, seeing the Iron Dome bombing each rocket. It was shocking and it was a terrible night. În prezent, potrivit datelor oficiale, peste 86.000 de cetățeni români trăiesc și lucrează în Țara Sfântă. La aceștia se adaugă aproximativ 125.000 de persoane originare din România născute în Israel. Între timp, Ministerul Afacerilor Externe de la noi a emis și o alertă de călătorie pentru Israel. Mai atenționează românii situația relorii tirurilor cu rachete din fâșia Gaza către teritoriul israelian, să evite deplasările în zona de sud a Israelului, să identifice în zona în care se află un adăpost de securitate și să evite zonele publice foarte aglomerate. Celebra romanciere Ileana Vulpescu a murit seara trecută după o lungă suferință. Scriitoarea a publicat volume de proză și teatru, opere care au fost premiate de Academia Română. În plus, în 2017 a primit Ordinul Național Steaua României în grad de cavaler pentru întreaga sa activitate. Ileana Vulpescu, autoarea romanului Arta Conversației, urma să împlinească luna aceasta 89 de ani. Alpinistul român Horia Călibășanu s-a aflat la un pas de moarte în Himalaya după ce cortul în care a fost până la urmă acoperit de o puternică avalanșă. Timișoranul a încercat să deschidă o nouă rută în premieră mondială pe muntele Daulagirii cu o înălțime de peste 8.000 de metri. Alpinistul și cei doi colegi au scăpat eferi din avalanșă și au revenit în tabăra de bază. Ei nu au renunțat la încercarea de a cuceri vârful. Vă avertizăm că urmează informații cu un puternic impact emoțional. Ascensiunea lui Horia Călibășanu și a colegilor lui Marius Gane și cehului Peter Hamor a început în urmă cu 5 zile, atunci când au plecat din tabăra de bază din Nepal. Au reușit să ajungă până la 6.800 de metri și au pregătit echipamentul pentru deschiderea rutei. S-au oprit atunci când vremea s-a schimbat brusc și a început să ningă. Și-au instalat cortul sub o stâncă de gheață, așteptând îmbunătățirea vremii.
A venit avalanșa, prima dată a început să ne împingă cortul, a venit zăpadă în lateral, deci n-am mai văzut avalanșa care să facă stânga. A început să ne preseze și la un moment dat, probabil zăpada a trecut peste acest perete de gheață, peste serac, care ne proteja, a căzut pe cort, ne-a presat pur și simplu, ne-a strivit înăuntru, am încercat să opunem rezistență ca să păstrăm un mic buzunar de aer în jurul gurii. Alpinistul spune că totul a durat câteva zece de secunde, după care avalanșa s-a oprit. Acele câteva secunde par să fi fost o eternitate. Coliboșanu spune că după avalanșă s-a lăsat liniștea și, deși era în același cort cu ceilalți doi colegi, la mai puțin de 2 metri unul de celălalt, nu au putut să se audă. Tot ce am putut să fac a fost să caut cât am putut de repede în buzunarul de la piept unde țineam briceagul. Știam că asta este procedura în caz de avalanșă peste cort. Am găsit în câteva secunde briceagul, simțeam că se termină aerul din buzunarul de aer din jurul capului. Am scos briceagul, am tăiat cortul, deasupra mea era cam un metru și ceva de zăpadă. A reușit să învingă zăpada, săpând cu mâinile goale și a ieșit la suprafață. După câteva secunde a apărut și alpinistul din Cehia. Cei doi au început să sape în zăpada mai mare de un metru după Marius Gane. După un minut mi s-au albăstrit mâinile de la frig. Noroc că Peter și-a găsit mânușile. Am reușit să găsim lopata, să-l scoatem pe Marius. Marius era ok, el a fost puțin protejat între noi. Apoi am scos bocancii care erau foarte importanți pentru a putea coborâ de acolo. Eram la aproape 7000 de metri. Pentru că avalanșa a acoperit întreg echipamentul, iar cortul fusese tăiat atunci când au încercat să iasă de sub sutele de kilograme de zăpadă, cei trei alpiniști au fost nevoiți să sape o grotă unde să se adăpostească de vântul rece și să supraviețuiască până dimineață. Au decis apoi să se întoarcă în tabăra de bază de la 4000 de metri. Pentru că au rămas fără echipament și pentru că riscurile sunt foarte mari, alpiniștii spun că pe vârf ninge în continuare și se pot produce noi avalanșe, cei trei au decis să renunțe la expediție și să se întoarcă în România. Acuzații grave aduse medicilor de la Spitalul de Urgență din Galați, o tânără susține că aceștia i-au lăsat tatăl infectat cu COVID-19 să moară în chinuri. Bărbatului, diagnosticat cu diabet, nu i-ar fi fost administrată insulina deoarece în spital nu au mai fost seringi, spune tânăra. Iar problemele nu s-au oprit aici. Vă avertizăm că urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Totul a început când tatăl tinerei a ieșit pozitiv la testul pentru COVID-19. Deși inițial se trata la domiciliu, fiind monitorizat de către medicul de familie, bărbatul în vârstă de 75 de ani a început să se simtă din ce în ce mai rău. A sunat la 112 și a fost adus cu ambulanța la Spitalul Județean Galați. Mi s-a spus că glicemia lui a crescut foarte mult, a trebuit să îi se administreze insulină, dar nu s-a putut pentru că nu au avut seringi de insulină. Am întrebat la momentul acela, zic, să înțeleg că deci nu ați putut să-i administrați sub nicio formă, de ce nu am fost contactată. Nu mi s-a zis de ce nu am fost contactată. După câteva zile, pe secția ATI a apărut o problemă la instalația de oxigen, defecțiune despre care fiica bărbatului spune că a aflat de la tatăl ei și nu de la medici. Tatăl meu a rămas fără oxigen pentru o perioadă de timp, nu știu exact să vă zic cât. Lucrul acesta l-am aflat tocmai de la tatăl meu, pentru că spitalul nu m-a informat cu așa ceva. Când bărbatul s-a vindecat de COVID, medicii l-au transferat pe secția de diabet, tot la ATI, pentru că starea sa era încă gravă. Nu i s-a putut face o radiografie pulmonară, spune fiica lui, pentru că spitalul nu dispunea de o butelie portabilă de oxigen. Am întrebat-o pe doamna doctor dacă cumva ar avea o legătură cu faptul că a rămas fără oxigen cu câteva zile în urmă și probabil asta a afectat, la care doamna doctor mi-a spus că, din păcate, dumnea ei nu are cunoștință de această cauză, de acest eveniment și că nu poate să-mi spună absolut nimic. Reprezentanții spitalului spun la rândul lor că vor ancheta cazul. Conducerea unității a luat act de sesizare a transmisă reprezentanților mass media și urmează să analizeze aspectele semnalate. Pe 26 aprilie, bărbatul a murit. Problemele nu s-au oprit însă aici. Soțul tinerei spune că atunci când a mers la morgă pentru a ridica trupul nesuflețit, i s-a cerut o sumă de bani.
Două pene de curent în mai puțin de 24 de ore la Spitalul Colțea din București. Prima cădere de energie electrică s-a întâmplat chiar în mijlocul unei operații, cea de-a doua, în timp ce echipa Focus realiza un reportaj despre prima pană de curent. Chirurgul care se afla în operație susține că generatorul spitalului nu a asigurat tensiunea optimă și că astfel instalația de anestezie nu ar mai fi funcționat. A fost nevoie ca pacientul să fie ventilat manual o jumătate de oră, a mai spus medicul. În schimb, șefa secției ATI, precum și managerul spitalului, neagă acuzațiile. 2 ore și jumătate, atât a durat pana de curent de la Spitalul Colțea, situat chiar la kilometrul zero al capitalei. Energia electrică s-a întrerupt în jurul orei 17. Medicul Marian Stamate era în sala de operații cu un bolnav de cancer pe masă. Generatorul spitalului a pornit automat. Mă rog, care a făcut față o vreme, apoi probabil din cauza fluctuațiilor din rețea pe care o deservea generatorul, a avut o problemă la final, că aparatul de anestezie a intrat într-un mod de protecție și a trebuit să intervină ceva mai activ echipa de anestezie ca să continue pe modul manual până la finalul interventului. Cât s-a lucrat pe modul manual? Modul manual, cred că jumătate de oră, ceva de genul. Practic, medicul spune că pacientul a fost ventilat manual. Acuzațiile sunt respinse categoric, atât de managerul spitalului, cât și de șefa secției de anestezie și terapie intensivă. A spus domnul doctor. Așa ceva. Da. Deci noi nu am ventilat manual bolnavii în perioada aceea. Nu au fost probleme cu conectarea la generator. Din câte mi s-a raportat mie la raportul de gardă astăzi, chiar nu au fost probleme. Avem prize speciale portocalii care sunt conectate direct la generator pentru că nu ne permite niciun fel de cădere de tensiune pe rețea. Doctorul Stamate afirmă că și generatorul are o problemă. O altă problemă este stabilizarea, pentru că dacă generatorul livrează curent, dar livrează la 180-170, nu știu, de volt și aparatele au nevoie constant 230, vă dați seama că unele dintre ele ori se ard, ori intră într-un mod de protecție, adică nu pot fi folosite. Managerul spitalului îl contrazice pe medic. Generatorul nostru poate furniza și poate susține zonele critice. O săptămână și jumătate, 10-12 zile, având un rezervor de motorină de 24 de tone, adică suntem pregătiți pentru astfel de situații. Generatorul nu poate alimenta însă cu energie electrică tot spitalul. Managerul spune că sunt asigurate zonele critice, precum terapia intensivă și sălile de operație. O altă pană de curent a apărut chiar în timpul filmării. La nici 24 de ore distanță, alimentarea cu energie electrică s-a oprit din nou la Spitalul Colțea. Generatorul a intrat imediat în funcțiune, pana de curent a fost de scurtă durată, aproximativ 10 minute. Un angajat al spitalului a reclamat situația la furnizorul de energie electrică. Atunci nu au știut absolut nimic de această situație, am făcut o sesizare, i-a dat număr de înregistrare și o să vină în cel mai scurt timp o echipă. Aceste fluctuații de tensionale ne dereglează și nouă și panouri și aparatură. Cel mai vechi spital din capitală, Colțea, a fost inaugurat în secolul al XVIII-lea. Ultima renovare a edificiului s-a încheiat acum 3 ani. În 2020, 17.000 de pacienți au fost tratați aici. Simona Halep, locul 3, WTA, a părăsit turneul de la Roma în turul 2, după ce, în timpul disputei cu Angelique Kerber, a suferit o ruptură musculară la gamba piciorului stâng. Universitatea Craiova Astra este finala Cupei României din acest an. Oltenii au remizat cu Viitorul Pandurii Târgu Jiu în returul din semifinale. Alte informații din sport vedem chiar acum. Săream și eu, precum cățelul, când am văzut că plouă afară. Ai de fericire? Da, pentru că nu mai ud lucrurile din grădină. Da, uite, e într-adevăr o treabă și asta. Bună dimineața și celor care se uită la noi în acest moment. Să știi că și eu am făcut la fel. Atât de tare m-am bucurat pentru că am zis ce am spus ieri s-a adeverit. Acum dă-te peste cap precum cățelul și schimbă vremea. S-a așezat praful. Da. Praf în atmosferă. Exact. Nu pot să fac asta pentru că avem instabilitate până vineri seară. Astăzi, în partea asta de sud-vest și în vest, vijelii vor fi... Vinerea asta sau vinerea viitoare? Vinerea aceasta, da. Perfect. Deci nu o să țină chiar atât de mult. Deci cât de... Păi, o zi, două, încă mai avem, atunci, nu? Zic. Până prin Viena, pe la Atena... Atena. Madrid. Sigur, o să-ți placă azi la Atena. Te rog.
Astăzi, pe continent, găsim vreme închisă și instabilă, în special în țările centrale și în cele estice. Ploi abundente vor fi în Cehia, Polonia și în zona montană a României, în special prin masivele vestice. Cer senin și atmosferă mai plăcută se anunță în sudul Spaniei și prin Grecia. Iată, în Atena, frumos, 28 de grade. La noi, instabilitatea persistă și se anunță o zi mai răcoroasă. Ploile cuprind jumătatea de vest a țării și zona montană, pe unde și vântul o să fie mai intens. Se pot strânge cantități însemnate de apă, iar izolat vor fi condiții de grindină. Maximele termice pleacă de la 16 grade și se opresc pe la 22 de grade. Cam atât pentru moment. Ora viitoare vă spun și cum va fi vremea în București. Irina, Daniel? Mulțumim tare mult. Se opresc abia la 22 de grade. Te rog să fii mai generos. Abia, da, da. Mersi, Marina. Ultimul model de cască de protecție inteligentă vine cu noi funcții pentru iubitorii plimbărilor cu bicicleta sau trotineta. Despre funcțiile și avantajele acesteia aflăm la Trend IT după publicitatea la Focus la prima oră. Până că revenim, vă lăsăm să descoperiți cronica expresă a zilei. Se vor deschide stadioanele. În România urmează să se desfășoare competiții sportive test cu 50% din capacitatea stadionului. Participarea va fi permisă persoanelor vaccinate sau persoanelor care prezintă rezultatul unui test RT-PCR numai vechi de 24 de ore, a declarat Raed Arafat. În România a început cel mai mare exercițiu NATO din ultimii 25 de ani. Militarii au făcut spectacol pe cer la baza aeriană Boboc din Buzău și la malul Mării Negre. Este cel mai mare exercițiu NATO din ultimii 25 de ani, gândit pentru a întări pregătirea aliaților și a partenerilor NATO în regiune. SUA a aprobat primul vaccin anti-COVID-19 pentru grupa de vârstă 12-15 ani. Aprobarea a venit după ce un studiu realizat pe 2260 de adolescenți a arătat că vaccinul dezvoltat de Pfizer-BioNTech este sigur pentru această grupă de vârstă. Autoritățile din domeniul sănătății îndeamnă la imunizare cât mai mulți copii. Testarea COVID-19 se va face și în farmacii. Ministrul Sănătății Ioana Mihaila a semnat ordinul privind testarea în farmacii cu teste antigenice rapide pentru diagnosticarea infecției cu COVID-19. În urma testării, farmaciile emit un buletin de testare, semnat electronic, pe care îl comunică persoanei testate. Am revenit, oamenilor și domnilor. Iată care sunt cele mai importante știri ale dimineții. O fetiță de 11 ani din Vaslui a fost abuzată sexual timp de 2 ani de tată, iar la Tecuci o copilă de 5 ani a fost agresată în parc chiar sub ochii mamei. Un elev de 11 ani din județul Mureș a ajuns la spital direct de la școală după ce a fost bătut cu pumnii și picioarele de 2 colegi de clasă. Acuzații de malpraxis la spitalul de urgență din Galați, o tânără susține că tatăl său diabetic și infectat cu COVID-19 nu a primit insulină pentru că spitalul nu mai avea seringi. Și românii din Țara Sfântă trăiesc în frică după ce conflictul dintre israelieni și palestinieni a luat amploare, sunt în pericol în orice moment de a fi loviți de rachete, nu se pot întoarce acasă pentru că zborurile au fost oprite. Ultimul model de cască de protecție inteligentă vine în ajutorul utilizatorilor cu noi funcții pentru ca mersul pe bicicletă sau pe trotinetă să fie mai plăcut, dar și mai sigur. Tu știi sigur asta, da, nu? Da, da, da. Mai multe informații despre acest accesoriu aflăm chiar acum la Trend IT alături de colega noastră Bianca Iordache. Bun găsit tuturor! Plimbarea cu bicicleta sau trotineta electrică a devenit mult mai sigură și mai distractivă. Ușor de utilizat și cu un design plăcut, casca de protecție inteligentă oferă utilizatorilor iluminare frontală, dar și un sistem de iluminare automat pentru frânare. Atenție, lista nu se oprește aici. Despre aceasta vorbim cu Cristian Lăcraru. Bună dimineața! Bună dimineața! Dacă ar fi să enumerăm avantajele acestei căști, am începe cu sporirea siguranței. Cu siguranță, da. Ăsta este primul lucru la care ne putem gândi. Casca aceasta nu doar protejează pe cel care conduce, pe cel care o poartă în cazul unui impact, că de obicei la asta ne gândim. În schimb, reduce mult riscul de a avea un incident în trafic la care nu neapărat te-ai gândit. Ai făcut dreapta, că tu ai considerat că faci dreapta, dar cel din spatele tău n-a știut că tu vrei să faci dreapta într-un timp și unghi atât de scurt. În momentul când am văzut o cască ce prezintă niște LED-uri,
Am zis, wow, trebuie să fie altfel, adică eu n-am beculețe, eu nu luminez pe stradă, dar se mai întâmplă să se facă seară și să trebuiască să aprind eu un far și un stop care să stea permanent pornit. Și eu am zis, ok, hai să vedem ce poate face. Și ce poate face? Uite, în primul rând, protejează. Asta e clar pentru toată lumea, purtăm casca, suntem mai protejați în trafic acolo unde mergem, indiferent că poate mai facem un drum pe trotuar sau suntem pe stradă într-un loc amenajat unde avem voie să facem asta alături de bicicliști și trotiniști, să spunem așa. Însă, mai mult decât atât, am descoperit că pot arăta intențiile mele din timp, da, participanților la trafic și în special mașinilor, pentru că acolo am o teamă, să spun așa, având un sistem de iluminare care seamănă cu cel de pe mașini. Dacă pot cumva pe casca mea să am un sistem care să simuleze, de fapt nu să simuleze, chiar să facă același lucru ca o mașină, atunci cel din spatele meu știe ce voi face eu. Ce voi face înseamnă stânga, dreapta sau frânare. Pentru că astea sunt cele trei lucruri pe care eu, ca șofer, la care mă gândesc întotdeauna când îl văd pe cel din fața mea. Cum funcționează? Trebuie să apăsăm pe un anumit buton în momentul în care vrem să semnalizăm? Atunci când ții mâna pe ghidon, ai vrea să nu mai iei mâna de acolo. Pentru că în momentul în care ai o singură mână pe ghidon, indiferent că ești pe bicicletă sau pe trotinetă, nu mai ai același control. Exact. Nu te simți la fel. Nu mai ești la fel de sigur pe ceea ce faci. Mai ales pe trotinetă se întâmplă chestia asta. Și atunci vreau să fac cumva lucrul ăsta încât să nu ridic mâna de acolo și la fel cum am un clopoțel simplu, să spunem, prin care claxonez pe cei din fața mea, pot avea și o telecomandă cu Bluetooth. Ea, practic, mi-a plăcut foarte mult forma ei, pentru că oarecum se poate prinde cu un elastic pe orice tip de ghidon, mai gros sau mai subțire. Așa că pur și simplu o prind pe ghidon, iar de aici încolo, la degetul mare, am posibilitatea să mă joc cu comenzile. Perfect. Ce înseamnă comenzi în situația asta? Să spunem că vreau să fac, să semnalizez dreapta, pur și simplu am butonul pe care îl apăs și se întâmplă acest lucru. Sigur, acest lucru se întâmplă, mult mai util este în spate, dar se întâmplă și în față. Perfect. Lumina pentru acest model se adaptează, intensitatea, în funcție de cum arată lumina din jurul nostru. Adică știm, de exemplu, că la un telefon, dacă soarele e foarte puternic, luminozitatea ecranului crește, pentru că altfel n-am cum să văd ce se întâmplă acolo. La fel face și acest sistem de LED-uri, își adaptează intensitatea luminoasă astfel încât să încerce să asigure o vizibilitate cât mai bună pentru ceilalți care se află în trafic. Ce mi-a plăcut și mai mult este faptul că, de exemplu, pe bicicletă nu am un sistem care să arate când eu frânez. Iar pentru un șofer, asta e foarte important. De obicei, atunci când cineva din fața mea frânează și eu frânez în mod automat, chiar dacă nu știu exact ce s-a întâmplat. Și atunci există un giroscop care simte o decelerare, o frânare puternică, iar LED-ul de stop se aprinde automat. Atunci când ești pe bicicletă sau pe trotinetă, poate ai nevoie să ai o convorbire telefonică. Sigur că n-ai cum să stai cu un telefon în mână și cu unul să conduci o trotinetă, că n-ai cum. Corect. Și atunci o astfel de cască are și încorporate două difuzoare. Așa că eu pot din telecomandă să preiau un apel, îmi țin o convorbire, o închid de acolo. În acest fel, practic, eu nu iau mâinile de pe ghidon. Cu această telecomandă poți face inclusiv fotografii din trafic acolo unde ai nevoie. Aplicația accesează camera telefonului și face o poză printr-o simplă apăsare de buton. Și lucrurile nu se opresc aici, pentru că mai există o situație și o funcție pe care nu dorim nimănui să o încerce. Este funcția de accident. În momentul în care casca sesizează un impact puternic, trimite imediat prin intermediul telefonului un mesaj de SOS cu locația GPS a acelui loc unde s-a întâmplat respectivul lucru. Mulțumesc, Cristian! Îți mulțumesc și eu! Acesta a fost momentul din Trend IT. Noi ne revedem data viitoare, pe curând!
România a intrat în scenariul verde și se pare că și în spitale situația începe să se îmbunătățească de la o zi la alta. După mai bine de un an, Spitalul Golentina are din nou paturi libere la terapie intensivă. Asistenții medicali care lucrează în secțiile ATI cu pacienții COVID petrec până la 12 ore pe zi îngrijind bolnavii. Nu le e ușor, pentru că sunt tot timpul îmbrăcați în combinezoane prin care doar ochii li se văd. După sute de zile de muncă, medicii și asistentele nu vor laude, își doresc doar ca pacienții grav bolnavi să-și revină cât mai repede. Bun venit în secția ATI-1. De cât timp sunteți aici? Cred că după 15 martie. Domnul fără oxigen, nu poți respira. Da. Nu stau pentru gura la aer. În mișca asta, mi s-a făcut el. A trecut un an și încă două luni de pandemie. În tot acest timp, cel mai mare spital suport COVID din capital a fost sufocat de pacienți grav bolnavi, dar nu a cedat. Acum lucrurile par să se îndrepte. În secția ATI a Spitalului Colentina sunt internați acum 6 pacienți, iar alte 8 paturi sunt libere. Mihaela este asistent medical șef la Spitalul Clinic Colentina. Este doar unul dintre oamenii care, alături de colegi, a pus viața pacienților mai presus de a ei. Fiind un virus nou, oamenii nu au crezut în existența lui. N-au acceptat ideea că sunt infectați cu virusul SARS-CoV-2. Mulți au fost sceptici, însă odată intrată pe poarta spitalului, echipa medicală trebuia să uite ce se vorbește afară. În secția ATI se intre cu echipament special, iar de acolo începe munca cea mai grea, dar și satisfacțiile cele mai mari. Există momente plăcute când vezi că pacienții încep să se simtă din ce în ce mai bine și se întorc pe secțiile de proveniență, după care sunt externați. Și asta ne-a motivat și ne motivează. Ne-am mulțumit să aveau lacrimi în ochi când au plecat. Au trecut 14 luni de când primul pacient infectat cu COVID-19 a ajuns aici în secția de terapie intensivă de la Spitalul Colentina. De atunci și până în prezent au trecut pe aici sute de pacienți, iar mulți dintre ei n-au mai ajuns acasă. Pe domnul Mihăiță l-am găsit pe un pat ATI chiar înainte să fie mutat pe secție. Cu toate că stă de două luni la terapie intensivă, bărbatul de 48 de ani spune că nu își amintește cu exactitate de când este internat. Am câteva zile de când pot să și vorbesc, să mănânc singur. Dar a fost groaznic. Urmează să devină bunic, iar nepotul și-l va putea vedea datorită celor care au avut grijă de el în ultimele două luni. Sunt niște îngeri, așa pot să-i numesc, zice zi și noapte, parcă roiesc în jurul nostru. Și-au muncit enorm. Vreau să le urez din tot sufletul la mulți ani la toți. Mihaela are un copil de 10 ani care a primit o explicație simplă pentru absența mamei de acasă. Lucrează într-o echipă de supereroi. Au înțeles, au acceptat. Sunt convinsă că nu le-a fost ușor. De multe ori nu primesc înțelegerea de care au nevoie. Dar ca să o primească, spun simplu. Nu suntem doar aparate de salvat vieți. Suntem oameni. Domnilor și domnilor, aceasta a fost prima oră de Focus la prima oră. Noi ne revedem în câteva minute la 8 fix. Vă reamintim că ne găsiți pe Facebook Focus la prima oră, pe WhatsApp și pe Telegram la numărul de telefon 0720 111 199, dar și pe site-ul nostru focusprimatv.ro. Rămâneți alături de noi. O chestie foarte mișto. Zice așa, rata de incidență cumulată la 14 zile în București a scăzut la 1,42. Asta am putea avea măsuri mult mai relaxate în București. Se întâlnește Comitetul Municipal pentru Situații de Urgență. Da. Am revenit, doamne și domnilor, este ora 8. Iată care sunt cele mai importante știri ale dimineții. Acuzații de malpraxis la Spitalul de Urgență din Galați. O tânără susține că tatăl său, diabetic și infectat cu COVID-19, nu a primit insulină pentru că spitalul nu mai avea seringi. Un elev de 11 ani din județul Mureș a ajuns la spital direct de la școală după ce a fost bătut cu pumnii și picioarele de doi colegi de clasă. O fetiță de 11 ani din Vaslui a fost abuzată sexual timp de 2 ani de tată, iar la Tecuci un bărbat a agresat în plină zi în mijlocul unui parc o copilă de numai 5 ani. Românii din Israel trăiesc în frică după ce conflictul dintre israelieni și palestinieni a luat amploare. Sunt în pericol din cauza atacurilor cu rachete și nu se pot întoarce acasă pentru că zborurile au fost oprite.
Inocența unui copil odată pierdută nu poate fi recâștigată. Doi ani la rând, o fetiță de 11 ani dintr-o localitate din județul Vaslui a fost abuzată sexual de propriul tată. Mama acesteia știa de chinurile prin care trece copila, dar motivul pentru care a tăcut este incredibil. Și despre asta ne va spune acum colega noastră Daria Diaconiuc. Daria, bună dimineața! Bună dimineața! O poveste absolut incredibilă. Mama nu spune nimic, tatăl este un... Te ascultăm! Bună dimineața, mama nu a spus nimic de teamă ca fetița să nu pățească ceva și mai grav, va chiar să omoare tatăl acesteia. Autoritățile și ele se simt vinovate, cel puțin asistenții sociali, pentru că, deși monitorizau familia din 2019, iată că nu au descoperit drama acestei fetițe. Mara, un nume de cod, aș putea spune, din partea autorităților, care și-au dorit să-i protejeze identitatea. O fetiță care și-a notat toate gândurile într-un jurnal, a sperat să fie salvată, în primul rând de mama sa, care, iată, nu a crezut ce i s-a întâmplat în această perioadă. Cei de la Protecția Copiilor, în schimb, au integrat-o într-un program de recuperare și ea se află acum în subordinea acestora. Cu ajutorul lor, practic, va reuși să depășească, dacă putem spune, această perioadă. Cei de la Protecția Copiilor, împreună cu psihologii, vor vedea exact ce se mai poate face în cazul acestei fetițe și vor discuta în continuare și cu mama ei. Fetița, din nefericire, în urma situației prin care a trecut, chiar a avut gânduri de sinucidere. Iată, acum fiind la Protecția Copilului, reușește într-un fel să-și revină și să depășească mai ușor. În ceea ce privește bărbatul, tatăl acestei fetițe, a fost arestat pentru 24 de ore pentru viol și în continuare se va da sentința. El va fi dus în fața autorităților. Atât de aici. La revedere! Dar i-am mulțumit. Și de parcă nu era de ajuns, un caz similar, tot de agresiune sexuală a unui minor, s-a petrecut și într-o localitate din județul Galați. O copilă de numai 5 ani din Tecuci a fost agresată sexual într-un parc chiar sub ochii mamei. Suspectul, un bărbat de 35 de ani, s-a apropiat de copilă și ar fi atins-o în zonele intime, apoi a fugit. Dar nu a putut să scape de oamenii legii, la scurt timp fiind găsit de polițiști care i-au deschis un dosar penal de agresiune sexuală. Vă avertizăm că urmează detalii cu un puternic impact emoțional. Totul s-a întâmplat în parcul central din Tecuci. Fetița și mama ei stăteau la coadă să cumpere înghețată. Tocmai în acel moment au fost acostate de un bărbat. Ne-am pus la rând frumos, erau trei persoane în fața noastră, printre care a patra persoană fiind bărbatul respectiv. În timp ce vorbeam eu cu ea și el a auzit discuția, mami, ce gusturi vrei, ce... Na, cum vorbeam cu fetița, am întrebat-o pe doamna cât costă și el s-a oferit să ne plătească înghețata. Eu am refuzat categoric și în timp ce îmi pregăteam bănuții ca să plătesc, bărbatul a pus mâna în zonele fetiței intime, deci în zonele intime. Atunci mi-am tras fetița în partea stângă, el o ținea într-un fel. Imediat după întâmplare, individul a plecat în grabă. Femeia a reușit însă să-l fotografieze. A sunat și la 112. Polițiștii au întocmit dosar penal pentru comiterea infracțiunii de agresiune sexuală, stabilind că în cursul zilei de ieri, în timp ce se afla într-un parc din municipiul Tecuci cu mama sa, victima, o fetiță în vârstă de 5 ani, ar fi fost atinsă în zonele intime de un bărbat necunoscut care ulterior ar fi fugit. Pe baza descrierii mamei, polițiștii au reușit să-l identifice pe suspect. L-au prins și l-au dus la audieri. Din primele informații, bărbatul nu ar fi la prima batere de acest fel. Rata de infectare în București a scăzut sub 1,5 la 1000 de locuitori. Comitetul Municipal pentru Situații de Urgență se va reuni astăzi pentru a discuta noile măsuri de relaxare. Ce au în plan autoritățile și dacă vom putea să renunțăm la mască, aflăm în câteva minute la Focus la prima oră. Un elev de 11 ani a ajuns la școală și de la școală la spital. S-a întâmplat în comuna Ban din județul Mureș. Copilul a fost bătut de doi colegi de clasă în timpul unei pauze. Colega noastră Bianca Baravoi are mai multe detalii. Bianca, bine te-am regăsit. Bun găsit, Bianca. De la ce a pornit conflictul între acești copii? Bun găsit! Copilul în vârstă de 11 ani se afla în pauza dintre orele de limba engleză împreună cu alți colegi. Unul dintre copii a anunțat-o de urgență pe profesoara de engleză că în curtea școlii s-a iscat o bătaie care ar fi pornit, se pare, de la niște bilețele scrise de către copii. În urma acestui incident, tatăl copilului a fost chemat la școală de urgență și de acolo acesta l-a dus pe băiat la spital, unde a fost consultat de către medici. Acesta prezenta dureri în zona rinichilor, însă nu a necesitat spitalizare. Conducerea școlii a anunțat că pe lângă ședința cu părinții care va avea loc, vor fi luate și alte măsuri în ceea ce privește acest caz, cu atât mai mult cu cât nu este pentru prima dată când în această clasă se întâmplă situații de acest fel.
Așa, spaimă, nu știu dacă am trăit în 30 de ani de predat. Violența mă sperie foarte tare, mai ales din partea elevilor, și cum putem să lovim cu piciorul un alt suflet. Nu-mi imaginez. Sunt elevi din clasa 4-a, sunt niște copii, nu știu, agitați, nu știu ce să spun despre clasa aceasta. Eu mă gândesc că din cauză că au fost activitatea online, activitatea online, dar și că au fost în vacanță timp de o lună de zile, deci nu știu, cred că au uitat cum să se comporte în școală. Sunt câțiva copii problemă, nu pot să zic că nu, din vorbe urâte. Și, din păcate, copiii din ziua de astăzi nu tolerează ca să se ciufulească, să zic așa, între ei, și următoarea mișcare deja care se produce e un pumn sau o palmă sau un dat cu picior și așa mai departe. Un incendiu puternic a distrus 3 case în comuna Sucevița. Flăcările s-au extins cu repeziciune din cauza vântului puternic și au cuprins locuințele și anexele acestora. La fața locului au intervenit pompierii din Rădăuți, Câmpul Moldovenesc și Suceava, împreună cu echipaje de la serviciile voluntare pentru situații de urgență din 4 comune. Pentru stingerea incendiului au fost folosite 9 autospeciale. Sunetul rachetelor și al bombelor a devenit o obișnuință nefirească pentru zeci de mii de români care trebuie să-și continue viețile în Israel. Potrivit datelor oficiale, peste 86.000 de cetățeni români trăiesc și lucrează în Țara Sfântă. La aceștia se adaugă aproximativ 125.000 de persoane originare din România, născute în Israel. Aceste imagini terifiante au fost filmate de un român stabilit în Israel. Bărbatul se întorcea de la serviciu când rachetele palestiniene au început să zboare deasupra autobuzului în care se afla. Soția sa trăia aceleași momente de groază acasă. S-a pornit alarma, o frică, o teamă, nu știam, lumea fugea, care și cum. S-a auzit, două ori o zbătut. Și soțul meu a ajuns la televizor, s-a pornit una după alta, autobuzul s-a oprit la fiecare 2 secunde și s-a oprit, fugeau lumea din autobuz, la prima casă care erau, că orice casă are mamat, se ascundeau, când se linișteau leagă, ieșeau iarăși, eu iar autobuz mergeau. Oamenii se tem de o posibilă escaladare a conflictului. Dacă să înceapă aici, nu știu cum va fi. Frica încă se simte la orice pas. Această femeie venise cu familia din Olanda în vizită la rudele din Israel. Nu știe când se vor întoarce în Europa. We just started seeing rockets in the skies. So we were just going in the car, seeing rockets in the sky, seeing the Iron Dome bombing each rocket. It was shocking and it was a terrible night. În prezent, potrivit datelor oficiale, peste 86.000 de cetățeni români trăiesc și lucrează în Țara Sfântă. La aceștia se adaugă aproximativ 125.000 de persoane originare din România, născute în Israel. Între timp, Ministerul Afacerilor Externe de la noi a emis și o alertă de călătorie pentru Israel. Mai atenționează românii situația relorii tirurilor cu rachete din fâșia Gaza către teritoriul israelian, să evite deplasările în zona de sud a Israelului, să identifice în zona în care se află un adăpost de securitate și să evite zonele publice foarte aglomerate. Alpinistul român Horia Colibășanu s-a aflat la un pas de moarte în Himalaya după ce cortul în care se afla a fost acoperit de o puternică avalanșă. Timișoreanul a încercat să deschidă o nouă rută în premieră mondială pe muntele Daulagiri cu o înălțime de peste 8.000 de metri. Alpinistul și cei 2 colegi au scăpat teferi din avalanșă și au revenit în tabăra de bază. Ei nu au renunțat la încercarea de a cuceri vârful. Vă avertizăm că urmează informații cu un puternic impact emoțional.
Ascensiunea lui Horia Colibășanu și a colegilor lui Marius Gane și cehului Peter Hamor a început în urmă cu 5 zile, atunci când au plecat din tabăra de bază din Nepal. Au reușit să ajungă până la 6800 de metri și au pregătit echipamentul pentru deschiderea rutei. S-au oprit atunci când vremea s-a schimbat brusc și a început să ningă. Și-au instalat cortul sub o stâncă de gheață, așteptând îmbunătățirea vremii. A venit avalanșa, prima dată a început să ne împingă cortul, a venit zăpadă în lateral, deci n-am mai văzut avalanșa care să facă stânga. A început să ne preseze și la un moment dat, probabil zăpada a trecut peste acest perete de gheață, peste serac, care ne proteja, a căzut pe cort, ne-a presat pur și simplu, ne-a strivit înăuntru, am încercat să opunem rezistență ca să păstrăm un mic buzunar de aer în jurul gurii. Alpinistul spune că totul a durat câteva 10 de secunde, după care avalanșa s-a oprit. Acele câteva secunde par să fi fost o eternitate. Colibășanu spune că după avalanșă s-a lăsat liniștea și, deși era în același cort cu ceilalți doi colegi, la mai puțin de 2 metri unul de celălalt, nu au putut să se audă. Tot ce am putut să fac a fost să caut cât am putut de repede în buzunarul de la piept unde țineam briceagul. Știam că asta este procedura în caz de avalanșă peste cort. Am găsit în câteva secunde briceagul, simțeam că se termină aerul din buzunarul de aer din jurul capului. Am scos briceagul, am tăiat cortul, deasupra mea era cam un metru și ceva de zăpadă. A reușit să învingă zăpada, săpând cu mâinile goale și a ieșit la suprafață. După câteva secunde a apărut și alpinistul din Cehia. Cei doi au început să sape în zăpada mai mare de un metru după Marius Gane. După un minut mi s-au albăstrit mâinile de la frig. Noroc că Peter și-a găsit mânușile. Am reușit să găsim lopata, să-l scoatem pe Marius. Marius era ok. El a fost puțin protejat între noi. Apoi am scos bocancii care erau foarte importanți pentru a putea coborî de acolo. Eram la aproape 7000 de metri. Pentru că avalanșa a acoperit întreg echipamentul, iar cortul fusese tăiat atunci când au încercat să iasă de sub sutele de kilograme de zăpadă, cei trei alpiniști au fost nevoiți să sape o grotă unde să se adăpostească de vântul rece și să supraviețuiască până dimineață. Au decis apoi să se întoarcă în tabăra de bază de la 4000 de metri. Pentru că au rămas fără echipament și pentru că riscurile sunt foarte mari, alpiniștii spun că pe vârf ninge în continuare și se pot produce noi avalanșe, cei trei au decis să renunțe la expediție și să se întoarcă în România. Două pene de curent în mai puțin de 24 de ore la Spitalul Colțea din București. Prima cădere de energie electrică s-a întâmplat chiar în mijlocul unei operații, cea de-a doua în timp ce echipa Focus realiza un reportaj despre prima pană de curent. Chirurgul care se afla în operație susține că generatorul spitalului nu a asigurat tensiunea optimă și că astfel instalația de anestezie nu ar fi funcționat. A fost nevoie ca pacientul să fie ventilat manual o jumătate de oră, a mai spus medicul. În schimb, șefa secției ATI, precum și managerul spitalului, neagă aceste acuzații. 2 ore și jumătate. Atât a durat pana de curent de la Spitalul Colțea, situat chiar la kilometrul zero al capitalei. Energia electrică s-a întrerupt în jurul orei 17. Medicul Marian Stamate era în sala de operații cu un bolnav de cancer pe masă. Generatorul spitalului a pornit automat. Mă rog, care a făcut față o vreme, apoi probabil din cauza fluctuațiilor din rețeaua pe care o deservea generatorul, a avut o problemă la final, că aparatul de anestezie a intrat într-un mod de protecție și a trebuit să intervină ceva mai activ echipa de anestezie ca să continue pe modul manual până la finalul interventului. Cât s-a lucrat pe modul manual? Modul manual, cred că jumătate de oră, ceva de genul. Practic, medicul spune că pacientul a fost ventilat manual. Acuzațiile sunt respinse categoric, atât de managerul spitalului, cât și de șefa secției de anestezie și terapie intensivă. A spus domnul doctor Stamate așa ceva. Da. Deci noi nu am ventilat manual bolnavii în perioada aceea. Nu au fost probleme cu conectarea la generator. Din câte mi s-a raportat mie la raportul de gardă astăzi, chiar nu au fost probleme. Avem prize speciale portocalii care sunt conectate direct la generator pentru că nu ne permite niciun fel de cădere de tensiune pe rețea, că ni se strică aparatura. Doctorul Stamate afirmă că și generatorul are o problemă. O altă problemă este stabilizarea, pentru că dacă
generatorul livrează curent, dar livrează la 180-170, nu știu, de volt și aparatele au nevoie constant 230. Vă dați seama că unele dintre ele ori se ard, ori intră într-un mod de protecție, adică nu pot fi folosite. Managerul spitalului îl contrazice pe medic. Generatorul nostru poate furniza și poate susține zonele critice. O săptămână și jumătate, 10-12 zile, având un rezervor de motorină de 24 de tone, adică suntem pregătiți pentru astfel de situații. Generatorul nu poate alimenta însă cu energie electrică tot spitalul. Managerul spune că sunt asigurate zonele critice, precum terapia intensivă și sălile de operație. O altă pană de curent a apărut chiar în timpul filmării. La nici 24 de ore distanță, alimentarea cu energie electrică s-a oprit din nou la Spitalul Colțea. Generatorul a intrat imediat în funcțiune, pana de curent a fost de scurtă durată, aproximativ 10 minute. Un angajat al spitalului a reclamat situația la furnizorul de energie electrică. Trânsii nu au știut absolut nimic de această situație, am făcut o sesizare, i-a dat număr de înregistrare și o să vină în cel mai scurt timp o echipă. Aceste fluctuații de tensionale ne dereglează și nouă și panouri și aparatură. Cel mai vechi spital din capitală, Colțea, a fost inaugurat în secolul al XVIII-lea. Ultima renovare a edificiului s-a încheiat acum 3 ani. În 2020, 17.000 de pacienți au fost tratați aici. Și tot o cădere de tensiune a provocat întreruperea activității centrului de vaccinare drive-thru din București. Pentru că dozele de vaccin trebuie să stea la temperaturi negative în condiții speciale, acestea au fost trimise de urgență la Spitalul Victor Babeș, iar cei care stăteau la coadă pentru a se imuniza au fost nevoiți să plece acasă. Colega noastră, Cristina Filip, a urmărit subiectul și ne oferă mai multe informații. Activitatea centrului de vaccinare drive-thru de aici, din Piața Constituției din București, a fost oprită în jurul orei 15, atunci când întreaga zonă centrală a capitalei a fost afectată de o pană de curent. Dozele sigilate au fost trimise de urgență la Spitalul Victor Babeș din capitală, iar cele care erau deja desfăcute au fost administrate celor care așteptau aici, în Piața Constituției, la coadă să se vaccineze. Au fost imunizate 341 de persoane. 500.000 de teste rapide din stocul Ministerului Sănătății vor fi distribuite farmaciilor din țară, dar decizia autorităților ca testarea antigen să se facă și în farmacie a fost catalogată de profesioniști din domeniu ca fiind ușor fantezistă. În teorie se poate, dar în practică lucrurile nu sunt tocmai simple. Invitata noastră de la această oră este doamna Cristina Pavel, președintele Asociației Farmaciilor Independente Etica. Bună dimineața! Bună dimineața, doamnă! Mulțumim că sunteți alături de noi! Bună dimineața, mulțumesc și eu pentru invitație. Doamnă, spuneați într-un interviu că farmaciile nu sunt împotriva acestei testări. Totuși, sunt lucruri de calificat. Asta clar este e evident. Bun, ce neclarități există? O parte din neclaritățile pe care le-am amintit în acel interviu, care a fost în urma propunerii inițiale de ordin care a fost pus în transparență, au fost preluate și lămurite în forma finală a ordinului. Dintre acestea putem aminti tipurile de teste, modalitatea de raportare către autorități, informațiile pe care trebuie să le dăm pacienților. Sigur că ele sunt în multe cazuri informații tehnice, dar care ne ajută pe noi profesioniștii să știm foarte bine ce avem de făcut dacă ne angajăm în acest proces. Bun, dar există nemulțumiri și legate de modul în sine în care a fost întocmit acest ordin? Da, da. Pentru că haideți să punem mai întâi în contextul farmaceutic românesc, dincolo de contextul pandemic, această propunere de testare. Începând cu toamna anului trecut, printr-o modificare legislativă, s-a adus în legea farmaciei, s-a recunoscut prin legea farmaciei farmacistul ca prestator de servicii farmaceutice pentru populație. În acest context, și având în vedere și presiunea pe care o exercită toată această pandemie pe autorități, Ministerul Sănătății s-a gândit să propună ca un prim serviciu această testare. Sigur că acest lucru a luat prin surprindere pe farmaciștii din România, din mai multe motive. Unul dintre ele este acela că această testare nu este un serviciu farmaceutic în esență, el este mai mult un serviciu medical. Și ne-am fi așteptat ca Ministerul Sănătății să-și îndrepte cu întâietate atenția către alte structuri sanitare care au deja o infrastructură pregătită sau aproape pregătită, cum sunt laboratoarele sau cabinetele medicilor de familie.
Un alt motiv pentru care, să zicem că ne-a luat prin surprindere, este faptul că farmaciile, așa cum sunt ele organizate în baza legii care ne reglementează, nu au prevăzute spații, nu au o infrastructură care să permită desfășurarea unor asemenea activități în condiții de siguranță, pentru că nu dar putem pe timpul verii există un loc, mă scuzați că vă întrerup, pe timpul verii parcă există un loc sau era o reglementare că spunea că trebuie să existe un loc cu un scaun, cu un pic de apă, în cazul în care e temperatura foarte ridicată, da, afară. Da, sigur, există un loc care presupune acordarea unei atenții speciale pacienților în funcție de situația respectivă, dar un loc de odihnă, să zicem. Ori acum, ordinul reglementează delimitarea unui spațiu special, care va fi într-o suprafață de 4 metri pătrați. Oricum, bănuiesc că sunt chestiuni care țin și de logistică. Există acel flux care trebuie respectat unde intri, unde ieși. Pe de-o parte, timpul acela de 15 minute pe care trebuie să-l ai în momentul în care aștepți respectivul rezultat. Farmacistul trebuie îmbrăcat într-un fel, nu? Există niște probleme de logistică. Sigur, acestea sunt alte aspecte pe care vroiam să le enumăr, cele legate de siguranța pacienților în primul rând, a celorlalți pacienți care se adresează farmaciei pentru activitățile curente ale farmaciei și cărora trebuie să le asigurăm, să le asigurăm activitatea în condițiile cele mai bune, fără riscuri adiționale. Sigur că autoritățile, prin faptul că ne-au impus echipamente care sunt perfect justificabile de protecție și au considerat că acel timp de contact cu persoana care solicită testarea de 10-15 minute nu impune un risc major, dar totuși acest risc există și el nu poate fi neglijat, atât pentru pacienți în primul rând, cât și pentru personalul farmaceutic. Doamna Pavel, noi am înțeles așa că farmaciile trebuie să folosească prioritar testele primite prin DSP. Abia după aceea le vor putea utiliza pe cele obținute de la distribuitorii de pe piață contra cost. Vreau să vă întreb, cum va fi decis numărul de teste primite de fiecare farmacie în parte? Da, ăsta era un alt aspect pe care noi am cerut să fie clarificat. El a fost clarificat, dar doar parțial. Ministerul amintește în ordin că aceste teste vor fi distribuite către farmacii în funcție de incidență, în funcție de numărul de locuitori și în funcție de numărul de farmacii care vor fi avizate pentru acest proces. Nu este suficient din punctul nostru de vedere. Ne-am fi așteptat chiar la o formulă care să asigure o distribuție echitabilă, astfel încât să nu fie niciun fel de discuții. Sigur că aceste criterii sunt justificate, dar nu considerăm că sunt suficiente. Vrem să ne asigurăm că ele vor fi distribuite în mod echitabil tuturor farmaciilor care se vor putea înscrie pentru acest proces. Dar există o formulă sau ar putea să existe o formulă legată de modul la care se calculează costul? Pentru că e clar, am aflat că aceste teste sunt gratuite, dar există niște cheltuieli din partea farmaciilor ce trebuie cumva acoperite. Da, în privința costurilor există un aspect care ne pune anumite semne de întrebare în forma finală a ordinului și anume faptul că, spre deosebire de prima formă publicată în transparență, în acest ordin publicat în Monitorul Oficial nu se face absolut nicio referire la posibilitatea de taxare a acestui serviciu. Pentru că, prin această posibilitate, farmaciile și-ar putea acoperi din costurile implementării acestui proces. Și la acest lucru mă refer, costurile implică odată contract cu firma de deșeuri biologice, implică costuri curente cu echipamentele de protecție, care nu sunt de neglijat. Implică investiții inițiale pentru a asigura spațiile respective care pot fi atât în interiorul farmaciei cât și în exteriorul acesteia. Și dacă vorbim de exterior, s-ar putea să vorbim și de costuri mai crescute pentru că avem odată spațiile pe care trebuie să ni le pună la dispoziție autoritățile care vor fi probabil contra cost. Și al doilea aspect este faptul că acele corturi vor trebui să fie un pic mai trainice și implicit mai costisitoare pentru că nu vrem să presupună niciun fel de risc pentru siguranța pietonilor sau vorbim de farmacii care se situează de obicei în zone pietonale sau în proximitatea carosabilă. Deci e clar că or să fie făcute niște investiții. Ce ne face să credem sau ce vă face să credeți că nu o să vină către dumneavoastră după aia să ziceți de vreme ce există această infrastructură, haideți să și vaccinăm.
Da, apropo de costuri, noi o să solicităm o clarificare Ministerului Sănătății, pentru că trebuie să știm foarte clar și trebuie să știe și pacienții, mai ales că vor fi teste gratuite și lucrurile astea trebuie comunicate pacienților astfel încât să nu există situații de confuzie și să fie lămurite așa cum este normal pentru toată lumea. Legat de vaccinare, sigur că se vehiculează mult și nu este o noutate. Sunt foarte multe țări deja în care se implementează vaccinarea, inclusiv anticovid. Noi nu o vedem viabilă în acest moment în farmacie, cel puțin testarea anticovid, din perspectiva timpului la care se presupune că va fi implementat. Dacă ne uităm la momentul când testarea va fi posibilă în farmacie, asta este o altă rezervă a noastră, pentru că din acest moment, de la publicarea ordinului până la a putea să facem efectiv în farmacie testarea, va mai trece cel puțin o lună, două, pentru că vorbim de avizare, vorbim de instruirea personală. Mulțumesc frumos, doamna Pavel. Să sperăm că se vor lămuri toate aceste lucruri. Noi de la multe vaccinare de trecem la sport, ca să scăpăm de vaccinare. Alt sport. Sau de boli. UEFA a anunțat că a deschis o nouă procedură disciplinară împotriva cluburilor Real, Barcelona și Juventus, care au decis să rămână în Superliga Europeană. Ajax Amsterdam tocmai ce a câștigat al 35-lea titlu de campioană și a decis să împartă trofeul cu fanii la propriu. Alte informații din sport vedem chiar acum. E momentul să aflăm despre lucruri mai puțin plăcute, pentru că avem o informare. Marina, bună dimineața din nou! Bună dimineața! Sunt foarte serios, pentru că e o chestie serioasă. E o chestie serioasă informarea. Da, până vineri seara avem o informare meteorologică de instabilitate. La nivelul întregii țări? Da, dar până la ora 10 avem cod galben de vijelii în partea de vest și de sud-vest a țării. În Banat, în Crișana, în județele din acele zone. Iar vești bune ne poți da? Putem îndulci această. De mâine să știți că se îmbunează vremea. Sâmbătă va fi frumos, începutul de weekend va fi frumos, duminică vor fi așa câțiva nori, dar vă spun altă dată mai multe despre asta. Te rugăm. Bun. Hai să vedem mai multe. Astăzi instabilitatea persistă și se anunță o zi mai răcoroasă. Ploile cuprind jumătatea de vest a țării și zona montană, pe unde și vântul o să fie mai intens. Se pot strânge cantități însemnate de apă, iar izolat vor fi condiții de grindină. Maximele termice pleacă de la 16 grade și se opresc pe la 22. Mâine, ploile torențiale, însoțite de tunete și fulgere, se mută în jumătatea de nord a țării. Astfel de fenomene vor fi mai frecvente și mai intense după amiaza și seara, iar pe alocuri se vor înregistra cantități însemnate de apă și chiar grindină. Vântul o să bată mai tare pe timpul ploilor. În celelalte regiuni, atmosfera să știți că va fi mai plăcută. Maximele se vor încadra între 16 și 26 de grade. Și în București vom avea o zi cu nori mulți și averse slabe. Dimineața chiar a plouat zdravăn. Astăzi, temperatura maximă, în scădere ușoară față de ziua anterioară, ajunge, iată, pe la 22 de grade. Vineri putem lăsa umbrela acasă. Vremea va fi, în general, frumoasă, cu soare și o maximă de 25 de grade. Sâmbătă vor fi câțiva nori pe cer, dar șansele de ploaie rămân mici. Temperatura maximă ajunge pe la 25 de grade. Cam atât pentru moment, Irina Daniel. Mă declar mulțumită. 25 de grade e fix ce trebuie. Începem weekendul cu vreme bună. Da, la 5 dimineața a plouat tare. Da, da, indicii de poluare în tot București arată normal, da, arată verde, pot să e senzațional. Păcat că nu pot să aleg acum. Mulțumim, Marina. După ce a călătorit cu o viteză de 1,3 milioane de kilometri pe oră, o furtună solară afectează și planeta noastră. Ne va afecta, evident, acest fenomen. Aflăm după publicitate de la invitatul nostru, fizicianul Marius Ioan Piso, președintele Agenției Spațiale Române, la Focus la prima oră. Până când revenim, vă lăsăm să descoperiți cronica expresă a zilei. Se vor deschide stadioanele. În România urmează să se desfășoare competiții sportive test cu 50% din capacitatea stadionului. Participarea va fi permisă persoanelor vaccinate sau persoanelor care prezintă rezultatul unui test RT-PCR nu mai vechi de 24 de ore, a declarat Raed Arafat. În România
a început cel mai mare exercițiu NATO din ultimii 25 de ani. Militarii au făcut spectacol pe cer la baza aeriană Boboc din Buzău și la malul Mării Negre. Este cel mai mare exercițiu NATO din ultimii 25 de ani, gândit pentru a întări pregătirea aliaților și a partenerilor NATO în regiune. SUA a aprobat primul vaccin anti-COVID-19 pentru grupa de vârstă 12-15 ani. Aprobarea a venit după ce un studiu realizat pe 2260 de adolescenți a arătat că vaccinul dezvoltat de Pfizer-BioNTech este sigur pentru această grupă de vârstă. Autoritățile din domeniul sănătății îndeamnă la imunizare cât mai mulți copii. Testarea COVID-19 se va face și în farmacii. Ministrul Sănătății Ioana Mihaila a semnat ordinul privind testarea în farmacii cu teste antigenice rapide pentru diagnosticarea infecției cu COVID-19. În urma testării, farmaciile emit un buletin de testare, semnat electronic, pe care îl comunică persoanei testate. Am revenit, doamnelor și domnilor. Iată care sunt cele mai importante știri ale acestei ore. Acuzații de malpraxis la spitalul de urgență din Galați, o tânără susține că tatăl său diabetic și infectat cu COVID-19 nu a primit insulină pentru că spitalul nu mai avea seringi. Un elev de 11 ani din județul Mureș a ajuns la spital direct de la școală după ce a fost bătut cu pumnii și picioarele de doi colegi de clasă. O fetiță de 11 ani din Vaslui a fost abuzată sexual timp de 2 ani de tată, iar la Tecuci un bărbat a făcut același gest în plină stradă, în mijlocul parcului, unei copile de 5 ani. Și românii din Țara Sfântă trăiesc în frică după ce conflictul dintre israelieni și palestinieni a luat amploare, sunt în pericol din cauza atacurilor cu rachete și nu se pot întoarce acasă pentru că zborurile au fost oprite. O puternică furtună solară atinge pământul după ce a călătorit cu o viteză de 1,3 milioane de kilometri pe oră. Așadar că stăm de vorbă cu fizicianul Marius Ioan Piso, președintele Agenției Spațiale Române. Bună dimineața, mulțumim că sunteți alături de noi. Bună dimineața. Bună dimineața. Bună dimineața. Stimate domn, ce înseamnă o furtună solară? Ce o declanșează? Vedeți, noi trăim în sistemul solar. Sursa principală de energie și de viață și de tot ce avem este soarele la acest nivel. Soarele emite niște radiații care sunt bune, că fără asta n-am putea trăi, dar din când în când emite și tot felul de fluxuri, de particule, de așa, care nu sunt neapărat utile pentru viață. Pământul e protejat de atmosferă și de câmpul său magnetic. Și acest lucru ne face să putem exista mai liniștit în continuare. În principiu, soarele are un ciclu, așa îi spune, îi spune chiar ciclu solar, care durează între 11 și 12 ani. În perioadele de maxim ale ciclului apar petele solare. Când te uiți cu un telescop special spre soare, o să vezi că sunt niște mici pete, nu mai e discul perfect curat. Aceste pete solare sunt niște zone în care câmpul magnetic este foarte intens și din când în când apar niște erupții, așa se numesc, erupții din coroana solară, care se îndreaptă și spre pământ. Domnule Piso, și asta ne afectează în vreun fel pe noi, pământenii? Ne afectează din ce în ce mai mult, pentru că trăim într-o epocă informatică. Fără să avem computere, ne afecta sistemele de alimentare cu energie. Au fost multe scurt circuituri la nivel, știu, pană de curent pe statul New York sau arderea unei linii de înaltă tensiune, astfel de fenomen. În prezent însă, datorită faptului că aproape tot ce în jurul nostru este electronică, microelectronică, aceste sisteme sunt sensibile la variațiile de câmp electromagnetic. Și atunci a apărut un domeniu care se numește vreme spațială, chiar așa, și care se ocupă de identificarea acestor perturbații și de, în același timp, de alertă timpurie.
Sunt niște, există niște sisteme de sateliți, unele lângă Soare, altele plasate într-un punct la Lagrange, adică la o distanță de aproximativ 1,8 milioane kilometri față de Pământ, care avertizează în cazul în care fluxul de particule, vântul solar, cum se spune, depășește o anumită limită, și noi putem să luăm niște măsuri pe Pământ, de exemplu, închiderea unor sisteme ale centralelor nucleare sau alte măsuri de acest gen. Vă rog. Cum stă problema legată de turismul spațial? Pentru că e o discuție care apare din ce în ce mai frecvent. Sunt din ce în ce mai mulți oameni care își doresc și din ce în ce mai mulți investitori care oferă sau încep să ofere astfel de servicii. Este un viitor foarte apropiat. Deja turism spațial s-a făcut. În prezent sunt mai multe companii, mai multe entități care vor utiliza orbita joasă a Pământului pentru spor uman care nu are neapărat scop științific. Mulțumim frumos pentru intervenție. E clar că trebuie să întrebăm pe Marina despre starea vremii pe Soare, pentru că ai văzut, e mai mult decât important. Nu, mai în glumă, mai în serios. Continuăm. Starea de sănătate precară a unui pacient este un factor major de stres și pentru familia acestuia. Și asta din cauza faptului că aparținătorii nu află mai nimic despre situația celor dragi care sunt internați. Pentru a reduce acest stres în plus, Institutul Marius Nasta din București a venit cu o soluție. Rudele celor internați la terapie intensivă vor putea afla prin telefon informații despre starea de sănătate a pacienților. Iar la capătul firului se află studenții la medicină. Despre cum funcționează noul call center ne spune colega noastră Cătălina Iordache. Decizia a fost luată pentru că, din cauza pandemiei, rudele pacienților nu au acces în secțiile de terapie intensivă, așa că, apelând call center-ul, pot afla oricând care este starea de sănătate a celor dragi aflați în spital. Serviciul permite mai multe apeluri în așteptare și chiar revenirea către familie în cazul unui apel pierdut. Serviciul va funcționa zilnic între orele 8, 13, 14, 20, iar aici vor lucra studenți la medicină și aceștia vor avea parte și de sprijinul unui grup de psihologi. Momentan, acesta este un proiect pilot pentru țara noastră. Bucureștiul se pregătește de relaxarea măsurilor impuse de pandemie. Comitetul Municipal pentru Situații de Urgență București ar putea fi convocat astăzi la prânz. Principalele decizii care vor fi discutate astăzi în condițiile în care capitala se menține sub 1,5 la 1000 de locuitori când vine vorba de rata de infectare. Așadar, principalele decizii ar fi prezență de 50% din locuri la toate instituțiile de spectacol cu scaune, inclusiv teatre de vară. În prezent, vă reamintesc că e vorba de 30%. Pe de altă parte, prezență 50% din locuri în restaurante. Asta la interior, vorbim și de o prezență de 50% la sălile de jocuri de noroc. Se pot deschide cinematografele drive-in, iar evenimentele culturale desfășurate în exterior, în zone neamenajate, pot avea maximum 300 de spectatori. Ce părere ai despre aceste chestiuni? Crezi că este de bun augur că se întâmplă lucrurile astea? Probabil că e timpul, nu? Dacă rata a scăzut în București, vom vedea ce se va hotărâ astăzi. Corect. E adevărat. Aceasta a fost a doua oră de Focus la prima oră. Noi ne revedem în câteva minute la nou fix. Vă reamintim că ne găsiți pe Focus la prima oră. Asta se întâmplă pe Facebook. Ne găsiți și pe WhatsApp și pe Telegram la numărul de telefon 0720-111-199. Și pe site-ul nostru, focusprimatv.ro. Ei bine, gândește-te că de câteva zile vorbim despre Israel și Palestina și gândește-te la următorul lucru, că deși ăia se bat ca nebune acolo, ei ar fi dispuși la dialog și să se înceteze toată nebunia aia. Statele Unite, iată, fac apel la calm. E ora nouă, doamnelor și domnilor, am revenit. Iată care sunt cele mai importante știri ale dimineții. Un elev de 11 ani din județul Mureș a ajuns la spital direct de la școală după ce a fost bătut cu pumnii și picioarele de doi colegi de clasă. O fetiță de 11 ani din Vaslui a fost abuzată sexual timp de 2 ani de tată, iar la Tecuci un bărbat a agresat în plină zi, în mijlocul unui parc, o copilă de numai 5 ani. Acuzații de malpraxis la spitalul de urgență din Galați. O tânără susține că tatăl său, diabetic și infectat cu COVID-19, nu a primit insulină pentru că spitalul nu mai avea serinci. Și românii din Israel trăiesc în frică după ce conflictul dintre israelieni și palestinieni a luat amploare. Sunt în pericol din cauza atacurilor cu rachete și nu se pot întoarce acasă pentru că zborurile au fost oprite.
Inocența unui copil odată pierdută nu mai poate fi recâștigată. Doi ani la rând, o fetiță de 11 ani dintr-o localitate din județul Vâzlui a fost abuzată sexual de propriul tată. Mama acesteia știa de chinurile prin care trece copila, dar motivul pentru care a tăcut este incredibil. Ce se va întâmpla acum cu fetița și cu ceilalți copii ai familiei, ne spune colega noastră de la Iași, Daria Diaconiuc. Bun găsit, asistenții sociali și reprezentanții primăriei din localitatea de unde este micuța de 11 ani din județul Vaslui spun că mama acesteia nu ar fi crezut spusele copilei. Mama, pe de altă parte, susține faptul că s-ar fi temut pentru viața sa din cauza bărbatului care era și violent. Totodată, reprezentanții asistenților sociali din localitate susțin faptul că acum se simt vinovați pentru că, deși monitorizau această familie din 2019, nu și-au dat seama de situația acestei micuțe. Mara a ținut un jurnal în care a scris tot ceea ce i s-a întâmplat, a cerut ajutorul în nenumărate rânduri, a sperat că mama sa o va crede și, pentru că nu a fost crezută până acum, a avut chiar gânduri suicidare. Din fericire, acum Mara se află într-un program de recuperare și de depășire acestor traume. Este în grija psihologilor de la Direcția de Protecție a Copiilor Vaslui. În ceea ce privește bărbatul, acesta a fost reținut pentru 24 de ore sub acuzația de viol și se va duce în fața instanței pentru a afla pedeapsa pe care o va primi în continuare. Atât de aici, la revedere! Și de parcă nu era de ajuns, un caz similar, tot de agresiune sexuală a unui minor, s-a petrecut și într-o localitate din județul Galați. O copilă de numai 5 ani din Tecuci a fost agresată sexual într-un parc chiar sub ochii mamei. Suspectul, un bărbat de 35 de ani, s-a apropiat de copilă și ar fi atins-o în zonele intime, apoi a fugit. Dar nu a putut să scape de oamenii legii, la scurt timp fiind găsită de polițiști care i-au deschis un dosar penal de agresiune sexuală. Vă avertizăm că urmează detalii cu un puternic impact emoțional. Totul s-a întâmplat în parcul central din Tecuci. Fetița și mama ei stăteau la coadă să cumpere înghețată. Tocmai în acel moment au fost acostate de un bărbat. Ne-am pus la rând frumos, erau trei persoane în fața noastră, printre care a patra persoană fiind bărbatul respectiv. În timp ce vorbeam eu cu ea și el a auzit discuția, mami, ce gusturi vrei, ce, na, cum vorbeam cu fetița, am întrebat-o pe doamna cât costă și el s-a oferit să ne plătească înghețata. Eu am refuzat categoric și în timp ce îmi pregăteam bănuții ca să plătesc, bărbatul a pus mâna în zonele fetiței intime, deci în zonele intime. Atunci mi-am tras fetița în partea stângă, el o ținea într-un fel. Imediat după întâmplare, individul a plecat în grabă. Femeia a reușit însă să-l fotografieze. A sunat și la 112. Polițiștii au întocmit dosar penal pentru comiterea infracțiunii de agresiune sexuală, stabilind că în cursul zilei de ieri, în timp ce se afla într-un parc din municipiul Tecuci cu mama sa, victima, o fetiță în vârstă de 5 ani, ar fi fost atinsă în zonele intime de un bărbat necunoscut care ulterior ar fi fugit. Pe baza descrierii mamei, polițiștii au reușit să-l identifice pe suspect. L-au prins și l-au dus la audieri. Din primele informații, bărbatul nu ar fi la prima batere de acest fel. O pană de curent a provocat întreruperea imunizării la centrul de vaccinare drive-thru din București. Ce au făcut medicii cu vaccinurile care ar fi trebuit să fie ținute la temperaturi negative, vă vom afla în câteva minute la Focus la prima oră. Un elev de 11 ani a ajuns de la școală la spital. S-a întâmplat în comuna Ban, din județul Mureș. Copilul a fost bătut de doi colegi de clasă în timpul unei pauze. Colega noastră Bianca Baraboi a urmărit acest subiect și ne spune de la ce a pornit conflictul dintre copii. Bun găsit! Copilul în vârstă de 11 ani se afla în pauza dintre orele de limba engleză împreună cu alți colegi. Unul dintre copii a anunțat-o de urgență pe profesoara de engleză că în curtea școlii s-a iscat o bătaie care ar fi pornit, se pare, de la niște bilețele scrise de către copii. În urma acestui incident, tatăl copilului a fost chemat la școală și de acolo acesta l-a dus pe băiat la spital, unde a fost consultat de către medici. Acesta prezenta dureri în zona rinichilor, însă nu a necesitat spitalizare. Conducerea școlii a anunțat că pe lângă ședința cu părinții care va avea loc, vor fi luate și alte măsuri în ceea ce privește acest caz, cu atât mai mult cu cât nu este prima dată când în această clasă se întâmplă situații de acest fel. Așa spaimă, nu știu dacă am trăit în 30 de ani de predat, violența mă sperie foarte tare, mai ales din partea elevilor, și cum putem să lovim cu piciorul un alt suflet. Nu-mi imaginez. Sunt elevi din clasa 4-a, sunt niște copii
nu știu, agitați, nu pot să, nu știu ce să spun despre clasa aceasta. Eu mă gândesc că din cauză că au fost activitatea online, deci, adică nu activitatea, și activitatea online, dar și că au fost în vacanță timp de o lună de zile, deci nu știu, cred că au uitat cum să se comporte în școală. Sunt câțiva copii problemă, nu pot să zic că nu, din vorbe urâte. Și, din păcate, copiii din ziua de astăzi nu tolerează ca să se ciufulească, să zic așa, între ei, și următoarea mișcare deja care se produce e un pumn sau o palmă sau un dat cu picior și așa mai departe. Un incendiu puternic a distrus 3 case în comuna Sucevița. Flăcările s-au extins cu repeziciune din cauza vântului puternic și au cuprins locuințele și anexele acestora. La fața locului au intervenit pompierii din Rădăuț, Câmpul Lung Moldovenesc și Suceava, împreună cu echipajele de la serviciile voluntare pentru situații de urgență din 4 comune. Pentru stingerea incendiului au fost folosite 9 auto speciale. Violențele dintre palestinieni și Israel se intensifică de la o zi la alta. Autoritățile de la Tel Aviv au deplasat tancuri la granița cu Gaza. În ultimele 48 de ore, peste 1000 de rachete au fost trimise din Israel către fâșia Gaza și 53 de persoane au murit. Armata israeliană a distrus complet o clădire de 13 etaje în care se afla sediul oficial al organizației islamiste Hamas, dar și turnul televiziunii palestiniene Al-Aqsa. Și Statele Unite au reacționat la violențele din Israel. Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Ned Price, a declarat că este esențial ca ambele părți să asigure calmul și să reducă tensiunea. Vă avertizăm așadar că urmează imagini și detalii cu un puternic impact emoțional. Imagini halucinante cu ploaia de rachete palestiniene trase asupra țintelor israeliene au făcut înconjurul internetului. Amploarea fără precedent a atacului a determinat autoritățile de la Tel Aviv să suspende toate cursele aeriene și să închidă școlile. Cel puțin 3 israelieni și-au pierdut viața și alte câteva zeci de oameni au fost răniți în atacurile de artilerie lansate din fâșia Gaza. A fost momentul în care celebrul scut antirachetă Iron Dome, care protejează sudul Israelului, și-a demonstrat eficacitatea. Interceptorii lansați de armata statului evreu au neutralizat cele mai multe dintre încărcătorile explozive lansate de militanții islamiști. Atacul în forță al Hamas a venit după ce armata israeliană a distrus complet turnul Hanadi, o clădire de 13 etaje în care se afla sediul organizației islamiste Hamas. Cel puțin 40 de palestinieni și-au pierdut viața în urma atacului. Escaladarea violențelor l-a determinat pe premierul Benjamin Netanyahu să decreteze starea de urgență în orașul israelian Lod, acolo unde a avut loc o revoltă de amploare a minorității arabe. Tzal takaf etmol vayom meot matrot teror shel Hamas ve'Jihad Islami b'Ratzuat Aza. Hamas ve'Jihad Islami shilmu ve'ani omer lachem kan yeshalmu mechir kaved meod al tokpanut shelahem. În replică, liderul Hamas a declarat că întreaga responsabilitate pentru baia de sânge îi revine părții israeliene. Bidum sa'du al-muqawama jahiza. Bidum yuqfu al-muqawama jahiza. Bidum yarfa'u yadahum 'an al-Quds al-muqawama jahiza. Hadhihi risala awsalnaha li jami' al-atraf. Acutizarea conflictului israeliano-palestinian strânește îngrijorare în marile cancelarii ale lumii. Fostul ministru român de externe, Cristian Diaconescu, susține că sunt șanse mari ca cele două părți aflate în conflict să ajungă curând la un acord. Deocamdată nu există o soluție unitară
care, respectând pe de o parte interesele și solicitările din regiune, iar pe de altă parte dreptul internațional, să acopere toate așteptările din zonă. Pe de altă parte, există disponibilitate la dialog din partea ambelor părți. Deci, din această perspectivă, văd o majoritate ceva mai semnificativă în zona celor care doresc ca astfel de incidente să nu escaladeze. Acuzații grave aduse medicilor din cadrul Spitalului de Urgențe din Galați, o tânără susține că aceștia i-au lăsat tatăl infectat cu COVID-19 să moară în chinuri. Bărbatul diagnosticat și cu diabet nu ar mai fi primit insulină, deoarece în spital nu au mai fost seringi, mai spune tânăra. Iar problemele nu s-au oprit aici, așadar vă avertizăm că urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Totul a început când tatăl tinerei a ieșit pozitiv la testul pentru COVID-19. Deși inițial se trata la domiciliu, fiind monitorizat de către medicul de familie, bărbatul în vârstă de 75 de ani a început să se simtă din ce în ce mai rău. A sunat la 112 și a fost adus cu ambulanța la Spitalul Județean Galați. Mi s-a spus că glicemia lui a crescut foarte mult, a trebuit să îi se administreze insulină, dar nu s-a putut pentru că nu au avut seringi de insulină. Am întrebat la momentul acela, zic, să înțeleg că deci nu ați putut să-i administrați sub nicio formă, de ce nu am fost contactată. Nu mi s-a zis de ce nu am fost contactată. După câteva zile, pe secția ATI a apărut o problemă la instalația de oxigen, defecțiune despre care fiica bărbatului spune că a aflat de la tatăl ei și nu de la medici. Tatăl meu a rămas fără oxigen pentru o perioadă de timp, nu știu exact să vă zic cât. Lucrul acesta l-am aflat tocmai de la tatăl meu, pentru că spitalul nu m-a informat cu așa ceva. Când bărbatul s-a vindecat de COVID, medicii l-au transferat pe secția de diabet, tot la ATI, pentru că starea sa era încă gravă. Nu i s-a putut face o radiografie pulmonară, spune fiica lui, pentru că spitalul nu dispunea de o butelie portabilă de oxigen. Am întrebat-o pe doamna doctor dacă cumva ar avea o legătură cu faptul că a rămas fără oxigen cu câteva zile în urmă și probabil asta a afectat. La care doamna doctor mi-a spus că, din păcate, dumnea ei nu are cunoștință de această cauză, de acest eveniment și că nu poate să-mi spună absolut nimic. Reprezentanții spitalului spun la rândul lor că vor ancheta cazul. Conducerea unității a luat act de sesizare transmisă reprezentanților mass media și urmează să analizeze aspectele semnalate. Pe 26 aprilie, bărbatul a murit. Problemele nu s-au oprit însă aici. Soțul tinerei spune că atunci când a mers la morgă pentru a ridica trupul nesuflețit, i s-a cerut o sumă de bani. Starea de sănătate precară a unui pacient este un factor major de stres și pentru familia acestuia. Și asta din cauza faptului că aparținătorii nu află mai nimic despre situația celor dragi care sunt internați. Pentru a reduce acest stres în plus, Institutul Marius Nasta din București a venit cu o soluție. Rudele celor internați la terapie intensivă vor putea afla prin telefon informații despre starea de sănătate a pacienților. Iar la capătul firului se află studenții la medicină. Despre cum funcționează noul call center ne spune colega noastră Cătălina Iordache. Decizia a fost luată pentru că, din cauza pandemiei, rudele pacienților nu au acces în secțiile de terapie intensivă, așa că, apelând call center-ul, pot afla oricând care este starea de sănătate a celor dragi aflați în spital. Serviciul permite mai multe apeluri în așteptare și chiar revenirea către familie în cazul unui apel pierdut. Serviciul va funcționa zilnic între orele 8, 13, 14, 20, iar aici vor lucra studenți la medicină și aceștia vor avea parte și de sprijinul unui grup de psihologi. Momentan, acesta este un proiect pilot pentru țara noastră. Oamenii din mediul rural nu au acces la vaccinul anticovid. În județul Iași, procentul de vaccinare este unul extrem de redus. Pentru a îmbunătăți situația, caravana de imunizare a intrat în acțiune. Sprijinul autorităților locale a venit echipa de la Spitalul Militar, care va ajunge în mai multe localități, în special în zonele în care nu există nici măcar un cabinet medical. Peste 600 de persoane au fost vaccinate în caravana de vaccinare care a fost organizată în 9 localități din județele Iași și Botoșani. Imunizarea se face cu serul produs de Moderna, iar sătenii au fost încântați de această idee. Cum e că e aici în localitate? E foarte bine. Nu ne mai deplasăm. Da. Eu? Masca? Nu? Cu masca? Cum e? E bine. E mai bine că aici aproape? Da, sigur că e mai bine. Cumva ne-am dus într-o zi, sâmbătă am fost la chimică, am umblat ziua și au zis că sunt programat, trebuie să mă uit pe ușă. M-am certat. E foarte bine că au venit în comună. Domnul primar s-a umblat și a adus să se mai deplaseze oamenii.
Foarte bine. Caravana a ajuns și la Lescani, localitatea cunoscută în ultimul timp pentru spitalul modular nefolosit. Cunoaștem că la nivelul mediului rural, populația se abține să se vaccineze. Fac un apel ca toți locuitorii din zonele rurale să se vaccineze, pentru că este foarte important, cu cât ne vaccinăm mai mulți, vom scăpa mai repede de această pandemie. Astfel de caravane mobile vor fi pregătite și pentru a imuniza populația din comunele județelor Arad, Bacău, Constanța, Ilfov, Maramureș, Mehedinți și Sibiu. Două pene de curent în mai puțin de 24 de ore la Spitalul Colțea din București. Prima cădere de energie electrică s-a întâmplat chiar în mijlocul unei operații. Cea de-a doua, în timp ce echipa Focus realiza un reportaj despre prima pană de curent. Chirurgul care se afla în operație susține că generatorul spitalului nu a asigurat tensiunea optimă și că astfel instalația de anestezie nu ar mai fi funcționat. A fost nevoie ca pacientul să fie ventilat manual o jumătate de oră, a mai spus medicul. În schimb, șefa secției ATI, precum și managerul spitalului, neagă aceste acuzații. 2 ore și jumătate. Atât a durat pana de curent de la Spitalul Colțea, situat chiar la kilometrul 0 al capitalei. Energia electrică s-a întrerupt în jurul orei 17. Medicul Marian Stamate era în sala de operații cu un bolnav de cancer pe masă. Generatorul spitalului a pornit automat. Mă rog, care a făcut față o vreme, apoi probabil din cauza fluctuațiilor din rețeaua pe care o deservea generatorul, a avut o problemă la final, că aparatul de anestezie a intrat într-un mod de protecție și a trebuit să intervină ceva mai activ echipa de anestezie ca să continue pe modul manual până la finalul intervenției. Cât s-a lucrat pe modul manual? Modul manual, cred că jumătate de oră, ceva de genul. Practic, medicul spune că pacientul a fost ventilat manual. Acuzațiile sunt respinse categoric, atât de managerul spitalului, cât și de șefa secției de anestezie și terapie intensivă. A spus domnul doctor. Așa ceva. Da. Deci noi nu am ventilat manual bolnavii în perioada aceea. Nu au fost probleme cu conectarea la generator. Din câte mi s-a raportat mie la raportul de gardă astăzi, chiar nu au fost probleme. Avem prize speciale portocalii care sunt conectate direct la generator pentru că nu ne permite niciun fel de cădere de tensiune pe rețea, că ni se strică aparatura. Doctorul Stamate afirmă că și generatorul are o problemă. O altă problemă este stabilizarea, pentru că dacă generatorul livrează curent, dar livrează la 180-170, nu știu, de volt și aparatele au nevoie constant 230, vă dați seama că unele dintre ele ori se ard, ori intră într-un mod de protecție, adică nu pot fi folosite. Managerul spitalului îl contrazice pe medic. Generatorul nostru poate furniza și poate susține zonele critice. O săptămână și jumătate, 10-12 zile, având un rezervor de motorină de 24 de tone, adică suntem pregătiți pentru astfel de situații. Generatorul nu poate alimenta însă cu energie electrică tot spitalul. Managerul spune că sunt asigurate zonele critice, precum terapia intensivă și sălile de operație. O altă pană de curent a apărut chiar în timpul filmării. La nici 24 de ore distanță, alimentarea cu energie electrică s-a oprit din nou la Spitalul Colțea. Generatorul a intrat imediat în funcțiune, pana de curent a fost de scurtă durată, aproximativ 10 minute. Un angajat al spitalului a reclamat situația la furnizorul de energie electrică. Trânsii nu au știut absolut nimic de această situație, am făcut o sesizare, avea număr de înregistrare și o să vină în cel mai scurt timp o echipă. Aceste fluctuații de tensionale ne dereglează și nouă și panouri și aparatură. Cel mai vechi spital din capitală, Colțea, a fost inaugurat în secolul al XVIII-lea. Ultima renovare a edificiului s-a încheiat acum 3 ani. În 2020, 17.000 de pacienți au fost tratați aici. Simona Halep, blocul 3 WTA, a părăsit turneul de la Roma în turul 2 după ce, în timpul disputei cu Angelique Kerber, a suferit o ruptură musculară la gamba piciorului stâng. Universitatea Craiova Astra este finala Cupei României din acest an. Oltenii au remizat cu viitorul Pandurii Târgu Jiu în returul din semifinale. Alte informații din sport vedem chiar acum.
Simona Halep a părăsit în lacrimi terenul în turneul de la Roma. A treia jucătoare a lumii s-a accidentat din senin în timpul partidei transmise de o altă televiziune cu Kerber. Halep conducea cu 1-0 la seturi după un 6-1 clar, iar în al doilea set scorul era 3-3, dar nu a mai putut continua meciul după ce a simțit o durere imensă la gamba piciorului stâng. Conform unui examen cu ultrasunete, am o ruptură musculară la gamba stângă. Voi face joi un control amănunțit, a anunțat Simona pe rețelele de socializare. Halep a abandonat la Roma și trebuie să se recupereze până pe 30 mai pentru a putea participa la Roland Garros. Mi-a plăcut foarte tare imaginea sau imaginile de final, pentru că așa te antrenezi și tu înainte de a intra la focus la prima oară. Adevărul este că și noi avem o postare foarte drăguță în această dimineață pe Instagram, pe Instagramul personal. Da, Daniela a ieșit un om foarte bun. Dar după antrenamentul respectiv am făcut o fotografie. Nu atât de incendiară. Bun, vorbim despre vremea de pe soare. Deja am aflat că acolo sunt erupții și o să ne afecteze. Da, tocmai de asta te întrebăm ce se întâmplă în România. Vreme instabilă până mâine seară în aproape toată țara, cu ploi, cu vânt asta intens. Asta înseamnă nori, deci ne protejăm de erupțiile solare. Da. Te rugăm. Dar să știți că de mâine se face mai bine. Da, uite, vin și cu o veste bună. Da. Asta chiar vreau să o aud, Marina. Da, vă dau detalii chiar în acest moment. Astăzi, instabilitatea persistă și se anunță o zi mai răcoroasă. Ploile cuprind jumătatea de vest a țării, dar și zona montană, pe unde și vântul o să fie mai intens. Se pot strânge cantități însemnate de apă, iar izolat vor fi condiții de grindină. Maximele termice pleacă de la 16 grade și se opresc pe la 22 de grade. Mâine, ploile torențiale însoțite de tunete și fulgere se mută în jumătatea de nord a țării. Astfel de fenomene vor fi mai frecvente și mai intense după amiaza și seara, iar pe alocuri se vor înregistra cantități chiar însemnate de apă și posibil și grindina să apară. Vântul o să bată mai tare pe timpul ploilor, iar în celelalte regiuni să știți că atmosfera va fi mai plăcută. Maximele se vor încadra între 16 și 26 de grade. La munte, astăzi, vin ploi serioase, cu tunete și fulgere, iar pe arile strânse, cantitățile de apă vor depăși 20, chiar 25 de litri pe metru pătrat. Vântul va avea unele intensificări, mai ales în prima parte a zilei, iar pe crestele montane o să bată mai tare. Maxima, să știți că nu trece, iată, de 10 grade la Sinaia și Păltiniș. Cam atât pentru moment. Irina, Daniel. Mulțumim, Marina. Cum ne-am lămurit pentru totul. Dacă sunteți curioși să aflați care este starea nației, vom afla împreună de la invitatul nostru, Dragoș Pătrar. Despre controversele privind declararea deceselor COVID, dar și despre alte subiecte vorbim după publicitate. Până atunci însă, rămâneți cu noi pentru că urmărim împreună Cronica Expresa zilei. Se vor deschide stadioanele. În România urmează să se desfășoare competiții sportive test cu 50% din capacitatea stadionului. Participarea va fi permisă persoanelor vaccinate sau persoanelor care prezintă rezultatul unui test RT-PCR nu mai vechi de 24 de ore, a declarat Raed Arafat. În România a început cel mai mare exercițiu NATO din ultimii 25 de ani. Militarii au făcut spectacol pe cer la baza aeriană Boboc din Buzău și la malul Mării Negre. Este cel mai mare exercițiu NATO din ultimii 25 de ani, gândit pentru a întări pregătirea aliaților și a partenerilor NATO în regiune. SUA a aprobat primul vaccin anti-COVID-19 pentru grupa de vârstă 12-15 ani. Aprobarea a venit după ce un studiu realizat pe 2260 de adolescenți a arătat că vaccinul dezvoltat de Pfizer-BioNTech este sigur pentru această grupă de vârstă. Autoritățile din domeniul sănătății îndeamnă la imunizare cât mai mulți copii. Testarea COVID-19 se va face și în farmacii. Ministrul Sănătății Ioana Mihaila a semnat ordinul privind testarea în farmacii cu teste antigenice rapide pentru diagnosticarea infecției cu COVID-19. În urma testării, farmaciile emit un buletin de testare, semnat electronic, pe care îl comunică persoanei testate.
Domnule și domnule, am revenit. Iată care sunt cele mai importante știri ale orei. Un elev de 11 ani din județul Mureș a ajuns la spital direct de la școală după ce a fost bătut cu pumnii și picioarele de doi colegi de clasă. O fetiță de 11 ani din Vaslui a fost abuzată sexual timp de 2 ani de tată, iar la Tecuci un bărbat a agresat în plină zi în mijlocul unui parc o copilă de numai 5 ani. Acuzații de malpraxis la spitalul de urgență din Galați, o tânără susține că tatăl său, diabetic și infectat cu COVID-19, nu a primit insulină pentru că spitalul nu mai avea seringi. Bine, negocierile intense la Bruxelles privind Planul Național de Redresare și Reziliență, în baza căruia România ar urma să primească fonduri europene de 29 de milioane, sunt în desfășurare. Premierul Florin Câțu și ministrul proiectelor europene Cristian Ghina s-au întâlnit cu președintele Comisiei Europene Ursula von der Leyen, iar discuțiile par să fi fost constructive. Colegul nostru Sebastian Zachman ne spune care au fost domeniile pentru care au cerut bani autoritățile de la București. Deocamdată singura informație oficială pe care o avem de la Bruxelles este o postare în mediul online a Ursulei von der Leyen, președintele Comisiei Europene, care a scris pe Twitter că discuția cu premierul României Florin Câțu a fost una constructivă. Sursele noastre guvernamentale susțin că liderii europeni au fost deschiși la propunerile venite din partea guvernului României, mai precis din partea ministrului fondurilor europene Cristian Ghinea, însă e prematur deocamdată să spunem că Planul Național de Reconstrucție și Reziliență a fost acceptat de Bruxelles în forma propusă de România. Totuși, sursele noastre susțin că premierul Florin Câțu a insistat foarte mult la negocierile de la Bruxelles pentru 4 aspecte. În primul rând, alocarea 4 miliarde pentru sănătate, 2 miliarde pentru educație, 1,2 miliarde pentru energie și bugetarea a 500 de kilometri de autostradă. Vorbim aici despre construcția unor noi kilometri, 500 de autostradă în România. Inițial, premierul Florin Câțu și Cristian Ghinea s-au dus la Bruxelles cu proiecte în valoare de 40 de miliarde de euro, însă mai multe propuneri au picat acolo la selecția europeană, astfel că s-a ajuns la suma de 29 de miliarde care ar reveni României. Însă marea problemă aici rămâne diferența de viziune între Comisia Europeană și Guvernul României. În timp ce liderii europeni dau bani cu duiumul, am putea spune, pentru cercetare, digitalizare și energie verde, România are nevoie de investiții masive în proiecte mult mai concrete, mult mai pragmatice, cum ar fi autostrăzile, spitalele și agricultura. După 8 luni de școală, elevii din clasele a 6 au revenit în bănci. Reîntoarcerea la școală a însemnat evaluarea națională. Sau asta ar fi trebuit să fie preocuparea elevilor, doar că școala a fost pe plan secund, iar bucuria revederii a fost mai importantă decât un examen. Dacă tot au trecut din fața ecranelor în bănci, elevii ar trebui să-și poată face o idee cu privire la liceele sau școlile profesionale spre care s-ar îndrepta la finalul clasei a 8-a. Sunt 8 luni de când copiii nu au mai călcat fizic la ore, așa că ajunși în fața școlii, au început emoțiile, nu ale examenelor, ci ale revederii. Chiar mi-era dor de ei, mi-era dor să vin la școală. Ce ne vedem? Și da și nu, de unii. Erau mai emoționați că se întâlnesc colegi astăzi la școală, decât de evaluarea în sine. Să plecăm mai devreme ca să mă stau mai mult de vorbă cu colegii. Unii dintre ei nici nu și-au mai recunoscut colegii. Când i-am văzut, pe unii chiar nu-i mai recunoșteam. M-a luat ceva timp să-i recunosc. N-a fost decât o săptămână anul ăsta la școală și trebuiau și ei să vadă, să au mai crescut, să au mai schimbat. Le-a plăcut fantast. Pentru ei a fost o mare realizare, să zic așa, că au reușit să se întâlnească între ei după 7 luni, deci din octombrie, de când n-au mai venit la școală. Proba scrisă la limbă și comunicare a durat o oră. Regulile, ca de fiecare dată, stricte. Calendar de examinare, prezență fizică, pix albastru. N-a fost chiar așa de greu cum am crezut eu. Mi s-a părut ușor. Era un text mare despre sport și aveam debifat cu adevărat fals și după ce sportul mi se par nou că s-ar potrivi pentru adolescenți. Rezultatele acestei evaluări nu vor fi afișate niciunde și nici nu vor fi trecute în catalog, ci doar comunicate părinților. Practic, în funcție de aceste rezultate, atât profesorul cât și părintele va ști exact în ce direcție se îndreaptă elevul, ce lacune are și unde trebuie să mai lucreze cu acesta.
Dragoș Pătraru, realizatorul emisiunii Starea Nației, este alături de noi. Bun venit, Dragoș! Neața! Bine venit! Subiect important azi. Începem cu doamna ministru Ioana Mihăilă și anunțul pe care îl face astăzi. Intrăm direct în pâine. Nu știu, ce anunț? Păi ar trebui să vorbim despre... Eu am venit în trafic, până acum m-am enervat și când am parcat aici era parcarea goală și unul de la parcare zice: vă rog frumos să o lăsați mai așa. Să știi că este prietenul multora acelor. Da, este incredibil. Ideea este că în Parlament astăzi doamna ministru vine și vorbește despre, uite, zice așa. Ea a spus ieri că s-ar putea ca niciodată să... Așa, da, și asta au fost raportate de ce... Așa, și? Păi... Ce să zicem? Până la urmă, care e povestea? Că vezi, cumva ne întoarcem la ce declarase și Vlad Voiculescu, care spusese de la început că există o problemă când vine vorba de raportarea deceselor. Bă, aici trebuie să vedem exact. Băi, e o problemă cu raportarea 10 decese, 1000 de decese sau cum? De ce discutăm? Niște raportări care diferă 3 la prefectură, 2 la școala de fete? Sau care sunt diferențele exacte? Asta ar fi una. Corect. Și a doua, bă, fraților, ce să numără ok în țara asta, mă? Vreodată. Ce s-a numărat în regulă în țara asta? Să zică, bă, avem... N-ai văzut și până... Asta vine de mult. Și până uzine, și până... Tot timpul cineva găsește ceva. Uite, când eram de pildă la TVR, bă, cereai ceva, nu exista pe inventar. Dar cineva avea undeva, era într-o magazie. A fost numărat. Românii s-au descurcat mereu. S-au făcut am achiziționat 750 de computere. Și tu ziceai, îmi trebuie un computer pentru... Nu avem. Păi există, sunt pe hârtie 750 nedate. Da, alea... Și înțelegi? Deci, la noi apar în acte lucruri mereu, ele nu sunt sau n-apar în acte, dar ele există. Bun, deci părerea ta e că e diferență mică sau... Nu știu, o să vedem care, trebuie să vedem exact, nu știu exact care sunt diferențele, dar aici, hai, lăsând gluma la o parte, bă, vorbim despre oameni. Asta e de adică, fapt. Adică, frate, cât și unul, dacă e diferență, da, între ce ați făcut, cum ați făcut. Pentru că, ok, ne-a luat pandemia prin surprindere, n-am fost pregătiți, n-am făcut... Bă, dar la raportarea morților... Dar asta sună ca o dublă contabilitate, știi? Pentru că mie mi se pare ciudat că aici avem și aici avem o altă bază, dar de ce trebuie să zicem în două? Nu, diferențele vin din acele perioade, eu, în opinia mea, diferențele vin din acele perioade în care spitalele nu voiau să aibă de-a face cu morții de COVID. Okay. Și atunci... S-ar putea să fie una dintre variantele. Înțelegi? De aici, bă, dă-o așa, pentru că la noi fiecare manager de spital e șmecher pe moșia lui și e spitalul lui ăla, că asta au, în general, foarte, foarte mulți oameni care ajung să conducă instituții, fac un transfer de ăsta de proprietate în mintea lor, adică ei devin și proprietarii instituțiilor respective cât timp le conduc. La mine, la minister, îi auzi pe mulți, la mine, la minister, e ministerul Măta. E, așa se întâmplă și la s-a întâmplat și la treaba asta cu spitalele în foarte multe cazuri, când ăștia nu voiau, nici medicii, nici managerii de spital să aibă de-a face cu morții de COVID, și ziceau, bă, las câți au fost 7. Și ei altfel sunt declarații, se numește asta? Păi se va numi în multe feluri dacă se ajunge mai încolo. Dar acum problema e alta. Bă, dacă sunt diferențele, la ce l-ai dat pe la afară? L-ai dat cumva pe la afară pentru că urma să organizeze transparent concursurile pentru 3-7 de manageri, președinți de case județene de asigurări de sănătate. Era acolo miza cu 45 de miliarde de lei, adică îți pui tot felul de întrebări, nu? Așa e. Mergem către Iași. Da. La Iași acolo... Observ că sunt foarte scurt pe fiecare subiect, că nu mai târziu zi. La Iași următoarea problemă se pune. Știm că vaccinarea nu e obligatorie, dar nu intri în examen dacă nu prezinți documentul care arată că ești vaccinat. La medicină. La medicină, la medicină. Da. E o nuanță destul de importantă asta cu la medicină, știi? E chestia asta, că dacă tu te duci la medicină și nu crezi în vaccin, hai, du-te la horticultură, adică nu, știi, caută-ți altceva. Poate ar trebui să ne cauți
pentru alte lucruri. Asta una. Al doilea, există această problemă, se va face această, asta e problema gravă și de discutat, se va face această discriminare care este absolut imbecilă. Deci e o discriminare. Da, clar. Foarte mulți oameni vor fi... Păi eu poate nu vreau să mă vaccinez, da? Eu m-am vaccinat, dar eu n-aș intra niciodată într-un local pe care scrie în acest local tot personalul e vaccinat și îi primim doar pe oamenii vaccinați. Asta e o tâmpenie. Bă, ai un test la intrarea în acel examen care arată că tu în momentul respectiv nu ai virusul, poftim și dă examen. Se gândește și la această variantă, să știi. Se gândește și la această variantă. Păi, da, deci nu au făcut anunțul ăsta poate nefericit. Băi, dacă ai un test, e foarte ok. E foarte ok, adică despre ce discutăm și se va ajunge la asta. Dar STS-ul face aplicația, noi suntem vaccinații, voi sunteți nevaccinații și ia uite ce face. La fel, și știi cine întreține asta? Câțu întreține asta. Câțu este cel care a ieșit de două săptămâni, tot iese și repetă că vaccinații n-ar trebui să aibă de suferit din cauza nevaccinaților. Bă, nu se pune așa problema. Nu se pune așa problema. Nu vrei să te vaccinezi. De exemplu, unii poate așteaptă o pastilă. Că nu știu, le e frică de ac sau alte și zic, băi, eu mai stau un pic, că așa cum a fost vaccinul cu 3, cu rapel, cu nu știu ce, cu la să te duci, să faci, să dreci, poate unii ies mâine și zic, luați-mă pastila asta, știi? Okay. Sau dați-vă un pic cu niște unguent, uite așa, că se va ajunge acolo. Sau indienii, da, cum fac oamenii, poate oamenii, ajungem și noi. Da, oamenii lucrează în continuare, oamenii de știință, cercetătorii. Eu vreau să-l întreb de aerul curat pe bună. Am văzut că a avut și invitatul și asta. Deci vezi că am monitorizat, a treia întrebare pe care te pregăteai să o adresezi. Da, taci, ia zi. Dragoș, uite, știu că te-ai vaccinat, nu? Nu-ți pare rău că n-ai făcut-o în Catedrala Neamului? Că uite, există o propunere acolo să devine centru de vaccinare. Da. Nu, nu-mi pare rău. Asta e o discuție absolut imbecilă, în opinia mea, care e întreținută la nivelul societății. Cum e și sloganul ăla absolut imbecil, vrem spitale, nu catedrale. Nu, mă, las să fie și catedrală, să fie... Problema mea cu catedrala e că e urâtă rău. Înțeleg, asta e. Băi, urâtă. Înțeleg că chiar prea managerul a desenat-o. Băi, urâtă. E urâtă ca dracu. Te uiți de la ce ea. Nu-ți place, adică, dragi. Bă, te mergi până alte părți și te uiți. Sunt niște catedrale. Arată într-o... Bă, asta e o chestie din beton. Gata, mă, am făcut catedrale. Adică, da, e mare. Ca la noi, știi, ca la ceașcă, cu Casa Poporului. Cu... Bă, să fie mare. Băi, urâtă, cu dragi pe ea. Adică, asta e singura mea problemă. Îmi place cum asta, catedrala care e plină de dragi. Așa, dar lasă-mă să fie și catedrală, e ok, e necesar. Bun, hai să facem și spitale, adică astea nu se exclud unele pe celelalte. Asta e o tâmpenie și asta e făcută intenționat, la fel ca toate aceste acțiuni, să întoarcă pe oamenii unii împotriva celorlalți, pentru că această polarizare a societății ne face să ne certăm între noi și face mult mai ușoară treaba celor care trebuie să ne conducă. Pentru că dacă ne certăm ca proști între noi toată ziua, uite asta, cum a polarizat societatea, ursul ăsta. Fraților, voi ați văzut ancheta celor de la Zero.ro, unde niște fete care au născut la un centru de ăsta de copii crescuți în de stat, da? Și care au fost bătute, okay, și care au fost violate și care au născut la diferențe foarte mici una de cealaltă. Nu s-au găsit bani pentru test de paternitate, să vedem cine-i nemernicul care le-a lăsat pe fetele astea. Statul n-a vrut să facă asta. Mamă, cu ursul facem. Bă, n-am niciun... Adică ne stabilim prioritățile greșit, după aia ne certăm ca proștii pe niște subiecte care nu sunt atât de importante. Adică mult mai mult îmi pasă de ce li s-a întâmplat unor oameni și că oameni, niște oameni săraci, bătuți de soartă, nu primesc atenția pe care ar trebui să o primească din partea statului și noi ne ducem pe tot felul de fente. Vă, nu vi se pare ciudat că toată treaba asta? Întreb, doar întreb. Lași și eu întrebarea asta aici și plecăm după aia. Ne vedem din seara la 22:30 la Starea Nației. Stai așa. Vedem niște copii extraordinari cu echipa națională de robotică. Cu un robot, wow, și mânuiesc eu un robot din seara la emisiune. Mă, nu vi se pare ciudat că toată șmecheria asta, într-un moment în care trebuia să discutăm de PNRR, de toate nebuniile astea, a venit consilierul
Că eu i-am zis lui ăsta lui Agent Green, vezi că ți se vor sparge multe în cap. Consilierul, ci că onorific neplătit al prim-ministrului, care a zis, bă, ia uite asta cu ursul, ia discutați voi toți o săptămână despre asta. Bună întrebare de final. Și noi ne-am întrebat. Mulțumim tare mult, Drago. Și aceasta a fost ultima oră de focus la prima oră de astăzi. După amiaza de joi, aduce știrile momentului la Focus 14. Anca Serea va fi în direct de la ora 15 la Exclusiv VIP. Ea îi va povesti lui Cristi Brancu despre planurile de viitor și va răspunde la întrebările legate de o nouă sarcină. Iar de la ora 17, Xonia vorbește la Hai cu Fetele despre mutarea la Los Angeles alături de iubitul milionar. Noi ne revedem mâine dimineața la 7 fix.